acea cifră despre care se vorbea la un moment dat că ar putea să fie în cel mai rău scenariu? În februarie, da, 20... undeva la 25.000. Ei bine, iată că nu e februarie și avem 34.000, peste 34.000. Da, dar ai văzut care este chestiunea interesantă? Pentru că s-au testat foarte mulți. Și atunci, testându-se foarte mulți, normal că și cifra a fost în concordanță. Bun, dar eu mă întreb cât vom fi în februarie. Hai să vedem. Cât vom fi, adică ne-am luat și pe noi în calcul. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la Prima Oră. Iată care sunt cele mai importante știri. Record absolut de cazuri COVID de la începutul pandemiei. În 24 de ore au fost raportate peste 34.000 de noi infectări. În spitalele din toată țara au fost declarate 131 de focare. Un nou caz de falși medici esteticieni, o femeie a fost plasată sub control judiciar și o alta este urmărită penal după ce ar fi realizat intervenții timp de 4 ani fără a avea drept de liberă practică. Număr uriaș de apeluri la direcțiile de sănătate publică. Peste 25.000 de oameni au sunat într-o singură zi pentru a se programa la testarea PCR gratuită. Și Statele Unite au răspuns în scris cererilor de securitate ale Federației Ruse. Șeful NATO solicită Rusiei să-și retragă trupele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Așadar, record negativ absolut de infectări în România, 34.255 de cazuri noi. Au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și tot ieri a mai fost doborât un alt record. Peste 100.000 de oameni s-au testat anticovid, ce spuneai și tu ceva mai devreme. Probabil că de aici. Oricum, în acest moment, în 131 de unități medicale din toată țara, sunt raportate focare de COVID. Cel puțin asta arată datele Ministerului Sănătății. Tocmai din acest motiv, conducerea Spitalului Viting din București a decis sistarea temporară a internărilor la chirurgie generală și medicină internă. Pacienții negativi, ale căror stare de sănătate o permite, vor fi externați, cei rămași vor fi singuri în rezerve, iar pacienții COVID vor fi grupați în saloane speciale. Focare de COVID sunt și în alte 8 spitale din capitală, printre care Elias, Fundeni, Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu. 34.255 este numărul cazurilor de infectare înregistrate în doar 24 de ore. Nici când România nu s-a mai confruntat cu un număr atât de mare de infectări și numărul deceselor e în creștere. Într-o singură zi, 94 de oameni au pierdut lupta cu virusul. Cea mai tânără victimă, o fetiță de 3 luni din județul Botoșani, care suferea și de alte afecțiuni. La terapie intensivă sunt acum 692 de pacienți. 585 dintre ei nu au făcut vaccinul. În contextul numărului mare de îmbolnăviri, în fiecare zi apar focare noi. Sunt 131 de focare în spitale și alte unități din sectorul sanitar, precum servicii de ambulanță, centre de dializă, direcții de sănătate publică, cu 1448 de cazuri în rândul personalului medical și pacienților, arată datele transmise de Ministerul Sănătății. În ultimele zile, la Spitalul CF Viting din București, au fost descoperite 22 de cazuri de infectare. Virusul SARS-CoV-2 a afectat atât medici, asistente, infirmiere, cât și pacienți. Activitatea din secții importante este afectată. Internările în două secții, chirurgie generală și medicină internă 1, sunt oprite aici la Spitalul Viting cel puțin până pe 3 februarie, iar pacienții a căror stare de sănătate o permite vor fi externați. Testările continuă atât în rândul personalului medical, cât și în rândul pacienților care au stat în același salon cu cei infectați. Focare de COVID sunt și în alte 8 spitale din capitală. Printre acestea se numără Spitalul pentru Copii Grigore Alexandrescu, Elias și Fundeni. Și la Spitalul Colentina, 20 de cadre medicale sunt infectate, iar alte 7 se află în carantină pentru că sunt contacti direcți. O să devină din ce în ce mai greu dacă rata de pozitivare se va menține ridicată. S-ar putea ca unele secții, servicii sau compartimente să ajungă la un grad de pozitivare în care, conform definiției de caz, să fii nevoit să închizi acel serviciu pentru câteva zile, ca să poți să faci curat și să izolezi lucrurile. Și în Iași, 6 spitale au devenit focare COVID, cel mai mare număr din ultimele 8 luni. Observăm cum cresc numărul persoanelor care activează în sistemul sanitar și care prezintă COVID-19. Estimările arată că jumătate din populația planetei va trece prin infecția cu SARS-CoV-2. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, crede că în curând se va renunța la majoritatea restricțiilor. Atunci fiecare va trebui să fie responsabil pentru sănătatea lui. Și iată că încă de la primele ore ale primei zile de imunizare a copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, părinții i-au dus pe cei mici să se vaccineze. Ei spun și cred că astfel vor scăpa de o formă gravă dacă se vor infecta cu SARS-CoV-2. Sunt însă și părinți reticenți care doresc să mai aștepte.
Până în prezent, în total s-au înscris 3.624 de copii între 5 și 11 ani pentru vaccinarea cu serul pediatric de la Pfizer. Am vrut să mă vaccinez ca să nu mai iau boala sau să fac forme mai ușoare dacă o să se întâmple. Am vaccinat cu 3 doze, da. Și sunt și cadrul medical. Se vaccinează ca să știe că trebuie să-i respecte și pe ceilalți din jurul ei. Camelia este mama a 2 copii și a ales încă de la primele ore ale dimineții să meargă să îi imunizeze. Este cel mai bine pentru ei, pentru că nu vreau să aibă probleme. Am zis să mergem înainte pentru că tehnologia este mult mai avansată și nu se compară cu ceea ce era înainte. Să se vaccineze pentru că este bine să ne apărăm de acest virus. Decât o mică înțepătură. Ca și reacții adverse, durerea locală, de fapt jena locală o să-i deranjeze pe ei. Dacă doresc să facă ceva particular și durerea este mai acerbă, comprese cu apă rece sau gheață local este la îndemâna oricărui. Și la Constanța, copiii între 5 și 11 ani s-au vaccinat astăzi. Eu am făcut 5 vaccine, acum acesta e 6 vaccin. Ți-e frică? Nu. Eu sunt o fetiță curajoasă. A verificat copilul dacă e pulmonar ok și pentru vaccinare. Facem și a doua doză peste 21 de zile. Nu m-am hotărât eu, mi-a zis mama mea. Mi-a zis că e bine să te vaccinezi, că dă șansele mai mici să ai COVID. În Cluj-Napoca s-au deschis 2 centre de vaccinare. Când am aflat că se poate deja vaccina și copiii de la 5 ani în sus, în aceeași zi deja l-am programat, chiar și pentru următorul, pentru doza a doua. Există însă și părinți care nu doresc să-i vaccineze pe cei mici. Se pare că nu fac o formă gravă copiii mici și asta e principalul motiv. Au reacții adverse de care populația nu e informată. La Timișoara au fost vaccinați 15 copii. Mă simt o mamă mândră astăzi pentru că l-am adus pe Filip să se vaccineze. A fost dorința lui. Am ales să vaccinăm copiii pentru că este cel mai bun lucru ca să putem să-i protejăm, să facem tot ce putem ca să-i protejăm. Am reușit în 2 ani de zile să nu luăm boala asta și ne dorim să rămână așa. Un sindrom inflamator major care uneori afectează cordul. Am avut 17 cazuri anul trecut, toate ajunse în terapie intensivă la săptămâni după infecția COVID. Deci nu este așa de ușor să spunem că această infecție afectează ușor copiii sau nu îi afectează deloc. În total avem 114.000 de doze. În capitale sunt 42.000, iar în centrele din Brașov, Constanța, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara sunt câte 12.000. Pe de altă parte, abia ieri a început vaccinarea copiilor și iată că ne aflăm în acest punct. Număr îngrijorător de mare de infectări cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor și profesorilor. Peste 13.000 de elevi s-au îmbolnăvit, iar 46 de unități de învățământ și-au suspendat activitatea. Fie din cauza coronavirusului sau fie din motive legate de infrastructură. Cum e cazul ce vorbeam ieri, nu? La Timișoara. Mult prea frig în clase, da. Da, exact. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că în fiecare zi de vineri va fi întocmit un raport cu numărul de infectări din sistemul de învățământ. E bine, și asta ar fi interesant acum de aflat. Unde o să citim datele respective? Să vedem procentul ăla de 75% al paturilor ocupate. Sunt ca să extrem știm de interesată. Deci eu o să-mi țin copilul acasă în funcție de gradul de ocupare al paturilor. Unde văd acest grad de ocupare zi de zi? O să fim anunțați așa cum am fost anunțați și în legătură cu alte lucruri. Da, nu vreți să vedem ce se întâmplă, doamnă, la DSP? Da, domnule. Haide, doamnă. Da, așa este. Angajații Direcției de Sănătate Publică din București nu mai fac față numărului extrem de mare de apeluri pe care le primesc de la cei care vor să se programeze la testarea PCR gratuită. Pentru a nu supra-solicita sistemul, oamenii sunt îndemnați să se testeze mai întâi în farmacii sau la medicul de familie. 28 de centre de testare gratuite PCR au fost deschise în cele mai mari spitale din București. Cei care au simptome trebuie să sune la DSP sau să se înregistreze online. Iar apelurile au explodat. Sâmbătă, 2.000 de persoane au sunat la DSP, iar duminică și luni aproximativ 4.000. Marți însă peste 25.000 de bucureșteni au sunat în call center. Suntem limitați ca număr de persoane, dar pot să vă spun că în acest moment lucrăm cu personalul la maxim, respectiv avem peste 100 de rezidenți care ne susțin pe partea legată de call center. Aș vrea să facem încă o dată un apel către persoanele care doresc să se testeze și prezintă simptomatologie. Ei au și opțiunea de a merge către medicii de familie care au contract pe partea de testare.
Pe de altă parte, avem alături de noi și farmaciile care pot realiza această testare, motiv pentru care avem, vedeți, avem mai multe opțiuni. Deci nu este singura opțiune doar de a suna la DSP. Direcția de Sănătate Publică din județul Prahova însă a ajuns deja în situația de a fi copleșită. Numărul apelurilor s-au dublat de la o săptămână la alta. Se va ajunge la întârzierea alocării cazurilor, la întârzierea primirii deciziilor de izolare de către persoanele pozitive și, evident, la întârzierea efectuării anchetelor, la întârzierea primirii deciziilor de carantină pentru contact. Reprezentanții instituției au făcut apel la unitățile sanitare și autoritățile locale să detașeze personal care să ajute Direcția de Sănătate Publică. Medicii atrag din nou atenția că cei care se simt foarte rău și au forme grave de COVID-19 trebuie să sune la 112, nu la DSP. De altfel, criza aceasta de personal din DSP a adus și supra-solicitarea, da? Andrei Baciu, secretarul de stat din Ministerul. Și exact asta erau sfaturile dumnealui, și anume să ne ducem către farmacii. Atenție, câteva dintre farmacii efectuează teste gratuite, nu se întâmplă peste tot, sau la medicul de familie. Pe de altă parte, oamenii nu se încred în testele rapide și de aceea insistă și sună atât de mult și ocupă liniile DSP, pentru că vor PCR-ul acela gratuit. Pot să înțeleg asta, dar e mai bine decât nimic. Sigur că da. Ajunse în fața celui mai mare număr de infectări în 24 de ore, autoritățile statului încearcă pe ultima sută de metri, din nou, să găsească soluții viabile pentru ca România să facă față valului 5. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că țara noastră a semnat contractul pentru livrarea molnupiravirului, unul dintre cele două medicamente anticovid aprobate în Uniunea Europeană. Am încheiat contractul, am semnat și am stabilit ultimile detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative, molnupiravir, mă refer la cel care se administrează pacienților cu risc crescut, simptomatici, în centrele de evaluare sau în spitale. Primele cantități vor ajunge în România fizic probabil la sfârșitul acestei săptămâni, iar la direcțiile de sănătate publică care să le distribuie spitalelor și centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare. E un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile. Ei bine, în plin val 5 al pandemiei și fix în ziua în care țara noastră a înregistrat cel mai mare număr de infectări, avocatul poporului este de părere că îngrădirea dreptului la muncă și concedierea din cauza lipsei certificatului COVID este neconstituțională. Pe de altă parte, Renate Weber spune că legea nu îi permite să atace o hotărâre luată de guvern, dar că a făcut demersuri astfel încât cei care nu au certificat COVID să poată intra în diferite instituții ale statului pentru a-și plăti taxele, impozitele sau pentru a depune diferite documente. Instituția noastră a fost solicitată de guvern în urmă cu, nu știu, cred o lună, în legătură cu proiectul pe care guvernul îl avea în discuție atunci și unde se propunea într-adevăr suspendarea contractului de muncă. Noi am trimis guvernului punctul nostru de vedere și am susținut foarte ferm că din perspectiva noastră sunt neconstituționale și suspendarea contractului de muncă și faptul că persoana respectivă ar rămâne fără remunerație pe perioada aceasta a suspendării. Nu intru acum în toate amănuntele. Acel proiect, cel puțin deocamdată, văd că a fost oprit. Deocamdată a fost oprit. Rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile. Oricum, îmi place că domnul Rafila vine și anunță o grămadă de lucruri. Este prezent. De fapt, și de drept, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a fost întrebat ieri ce trebuie să facă cei care au completat formularul de localizare, că am tot vorbit despre el și despre amenzile. Atunci când vii dintr-o țară străină, intri în România, completezi acest formular. Adu-ți aminte că e un exemplu foarte mare legat de Arad în acest sens. Da. Deci, ce se întâmplă dacă intri în țară pe la Vama Nădlac, dar DSP-ul le trimite totuși amenzi cuprinse undeva între 2000 și 3000 de lei. Chiar dacă tu ai completat, da? Deci oamenii s-au trezit cu acest amenzi, exact. Chiar dacă au respectat. Rafila i-a sfătuit pe cei care se află în această situație, pur și simplu să conteste amenda.
Soluția este să conteste această amendă dacă există documentarea completării corecte a acestui formular. Nu cred că este niciun fel de problemă. Este un formular care funcționează de foarte mult timp în multe țări ale Uniunii Europene și era normal, măcar pentru o perioadă în care situația pandemiei este îngrijorătoare, să existe o astfel de formular care permite identificarea rapidă a contactelor unei persoane care vină dintr-o altă țară și care ar putea să fie bolnavă în momentul în care pătrunde în România. Ei, un celebru film de la Hollywood ar putea deveni realitate. Oamenii de știință au descoperit un corp ceresc periculos care se îndreaptă spre Pământ. Dacă asteroidul poate provoca daune majore pe Pământ, aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. Detalii noi din ancheta accidentului din capitală în care o fetiță de doar 13 ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni. Laudier, unul dintre martori, a povestit că agentul a coborât din mașina de poliție abia după ce a pornit semnalele luminoase. Dar expertiza tehnică a autospecialei va fi prezentată în curând. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Am văzut fugitiv trecând mașina de poliție cu fetița pe parbriz. Și cam asta a fost. Iar semnalele luminoase le-a prins după momentul impactului. Să înțeleg că fetița a fost purtată pe parbriz? Da, câțiva metri buni de la trecerea de pietoni. Nu avea semnalele acustice luminoase? Nici luminoase, nici acustice. Și când a coborât? Imediat după impact, când a coborât din mașină, înainte să coboare din mașină. Ce a pus mâinile în cap, vă dați seama, cu stare de șoc. Și-a pus mâinile în cap, după care a sunat la 112. Ce auzeam de pe la martorii care erau pe acolo, au strigat că îl schimbă de haine. Și am văzut pe cineva că i-a dat jacheta jos și l-a îmbrăcat cu o altă haină și după care a dispărut amândoi din peisaj. Este mărturia cutremurătoare a unuia dintre cei care au fost martori la moartea violentă a Raisei, fetița ucisă pe trecerea de pieton de un polițist de la secția 5 din capitală. Avocatul familiei spune că această declarație ar putea răsturna cu totul ancheta. Declarația lui, nesincer, o să-l coste, pentru că dacă lucrurile se vor confirma și din punct de vedere imagistic, adică vom vizualiza împreună cu procurorul imaginile video luate de la fața locului și exact așa au stat lucrurile și el a pornit prima dată semnalul luminos și după aia s-a dus la copilul accidentat, sigur că și balanța o să încline în partea cealaltă spre a nu-i fi favorabilă soluția pe care procurorul o să o propună și instanța de judecată o să o dispună. Martorul își amintește și de controversata scenă în care agentul apare cu piciorul lângă trupul copilei, dar și agonia în care se afla cea de-a doua, Marina. Scena cu piciorul, el când a întors-o pe parte, în ideea să nu se umple plămânii de sânge, a ținut-o cu piciorul drept, să nu își revină înapoi în poziția pe spate, să stea cu fața în sus. Despre cealaltă fetiță, poți să-mi spui cum a reacționat, ce s-a întâmplat cu ea? Era conștientă, doar că plângea și acuza dureri în zona bazinului, piciorului. Ulterior, povestește bărbatul, toți cei care au văzut sau surprins momentele de groază ar fi fost sfătuiți să tacă. A fost vreun moment în care, nu știu, martorii au fost intimidați în vreun fel? Din ce s-a mai speculat prin zonă, niște domni de la poliție au fost la magazinele din vecinătate, interzicându-le să publice imagini de la accident. Mai mult, contrar a ceea ce se știa până acum, martorii susțin și că polițistul ar fi încercat să oprească mașina. Prea târziu însă. Acum, polițistul ar fi pus totuși frână după momentul impactului, deși a dat totuși seama că s-a întâmplat ceva acolo. Deși la fața locului nu există niciun fel de urmă de frână, martorul spunând cumva că ar fi intrat ABS-ul. Acum, specialiștii urmează să lămurească toate aceste aspecte. Și hai să vedem și un caz mai puțin obișnuit pe autostrada 1 între Nădlac și Deva. O șoferiță în vârstă de 22 de ani a fost filmată, iată, acestea sunt imaginile, în timp ce conducea pe contrasens. În imagini se vede cum mașina trece pe lângă alte mașini care circulau regulamentar, ca și cum totul e normal. În urma filmării pe care o vedeți și dumneavoastră, tânăra a fost identificată de polițiști și a rămas fără permis de conducere pentru următoarele 2 luni. Iar amenda, 870 de lei. Îți dai seama ce curaj și ce noroc, și adică e o combinație. Și ce a zis, hai pe ea înapoi? Da, mai un pic până la următoarea intrare-ieșire da. Și nu mă rezolv, nimic. Gata, da.
Mă feresc. Ca șocant în județul Ilfov, timp de 4 ani, două femei, mamă și fiică, au făcut intervenții estetice minim-invazive fără a deține dreptul de liberă practică. Acum cele două s-au ales cu dosare penale. Una dintre ele a fost deja plasată sub control judiciar. Colega noastră, Alexandra Popescu, a urmărit acest caz și ne spune cum a fost posibil ca timp de 4 ani nimeni să nu sesizeze faptele femeilor. Tribunalul București a decis măsura arestării controlului judiciar pentru 60 de zile pentru femeia de 43 de ani, care a și fost astăzi reținută. Practic, cele două femei, mamă și fiică, au efectuat activități de estetică medicală timp de 4 ani, între anii 2018 și 2022, fără a deține atestate de studii în acest sens. Este vorba de intervenții minim-invazive prin folosirea unor substanțe specifice. Astfel că cele două femei în vârstă de 43 de ani și 24 de ani nu aveau competențe în acest sens și mai mult, nici nu au declarat către organele fiscale veniturile pe care le-au încasat în urma acestor activități. La percheziții, polițiștii au descoperit și au indisponibilizat 5 aparate electronice care erau folosite în acest sens. De asemenea, femeile au fost conduse la audier, cea de 43 de ani a fost reținută și, așa cum am spus mai devreme, acum este sub control judiciar. Incendiu puternic ieri după amiază la un cămin de bătrân din orașul Abrud. 50 de oameni au fost evacuați de urgență. Din primele informații, se pare că focul a pornit de la un tablou electric defect. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, au fost înregistrate doar pagube materiale. România susține independența Ucrainei și va găzdui o prezență militară crescută a trupelor NATO pe teritoriul său pentru a asigura securitatea acestei zone. Este mesajul ferm transmis de președintele Klaus Iohannis la finalul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. La finalul întâlnirii, șeful statului a prezentat și o serie de măsuri menite să ne pregătească pentru toate scenariile posibile. Președintele le-a transmis românilor că nu e cazul să se teamă. Și trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru orice scenariu posibil. Actuala criză de securitate creată de Rusia nu este doar despre Ucraina, nu este doar despre securitatea regională la Marea Neagră, ci nici măcar doar despre securitatea europeană, ci este despre securitatea întregului spațiu euroatlantic. Am decis în ședința CSAT o serie de măsuri importante, continuarea demersurilor concrete pentru creșterea prezenței aliate și a SUA pe teritoriul României, ca măsură de întărire a securității statului român. Nu este cazul ca vreun cetățean al României să se teamă. Da. Ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly, ajunge astăzi la București. Se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul apărării naționale, Vasile Dâncu. Vizita vine la doar o săptămână după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va trimite trupe în România în contextul tensiunilor din Ucraina. Discuțiile înalților oficiali se vor axa în special pe colaborarea în domeniul apărării dintre cele două țări, inclusiv în privința cooperării în materie de armament. Și în tot acest timp, ambasada Statelor Unite la Kiev a cerut cetățenilor americani să plece din Ucraina. Într-un comunicat al diplomației americane se precizează că situația de securitate din Ucraina este imprevizibilă și se poate deteriora în orice moment. Cetățenii americani care vor să plece din Ucraina au la dispoziție mai multe zboruri comerciale spre Statele Unite. Mai mult, ambasada SUA de la Kiev poate oferi împrumuturi de repatriere cetățenilor care nu își pot permite să cumpere un bilet de avion către Statele Unite. Pe de altă parte, NATO a răspuns aseară în scris cererilor Rusiei de retragere a trupelor americane din estul Europei. Scrisoarea nu a fost făcută publică, însă a fost înmânată autorităților ruse chiar de ambasadorul SUA la Moscova. Între timp, 20 de nave ale flotei ruse din Marea Neagră au ieșit în larg pentru exerciții militare de amploare. Și am văzut aseară o declarație a unor oficiali din Germania care spuneau că ei nu
au de gând să renunțe la ceea ce s-a întâmplat în privința țărilor care au derat în 2007. Deci, din punctul ăsta de vedere, există susținere totală. Vedem cum se va desfășura mai departe situația. Nu zicea președintele nostru, nu trebuie să ne temem. Da, ceea ce este foarte în regulă și corect. Continuăm chiar dacă în această perioadă anului suntem nevoiți să ne îmbrăcăm foarte gros și din când în când drumurile se transformă în adevărate patinoare. Uneori iarna poate crea opere de artă. De exemplu, cascada din localitatea harghiteană Toplița a înghețat. Asta evident din cauza temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile. Și nu sunt deloc puțini turiștii care vin să imortalizeze spectacolul naturii și să se încălzească la aburii care răzbesc din cascada înghețată. Apa care izvorăște din stâncă la o temperatură de 27 de grade Celsius se transformă imediat în țurțuri la contactul cu aerul rece. Cascada de apă termală Toplița este o atracție turistică bine cunoscută pentru turiști pe timp de vară și pe timp de iarnă în special, pentru că iarna îmbracă acea frumoasă rochie de gheață, pentru că țurțurii care se formează au acele aspecte de stalactite cu dimensiuni diferite, ca și grosime, ca și lungime. Și în fiecare zi este total diferită față de ziua anterioară. Este un spectacol impresionant, spun cei care ajung aici în această perioadă. Aburul care se ridică printre coloanele de gheață îi fascinează pe turiști, așa că nimeni nu pleacă fără să facă cel puțin o poză. Foarte des vin aici pentru că îmi place. Îmi place în orice anotimp această minune a naturii, putem să-i spunem. Ne bucurăm că orășelul acesta micuț, vin turiști, vin din toate părțile, orașele țării, se bucură de natură. E foarte, foarte frumos. Și pe timp de iarnă și pe timp de vară e foarte, foarte plăcut. E frumos. Mulți turiști, din ce în ce tot mai mult. Dincolo de spectacol, specialiștii vorbesc și de beneficii. Apa termală este bogată în calciu, iar aerosolii sunt benefici pentru sistemul respirator. De dimineață m-am uitat în bordul mașinii, era o ușoară îmbunătățire, m-am bucurat pentru vreun grad. Păi nu zicea Roxana, că joi va fi mai bine. Ia să vedem, Roxana, așa e, mai bine astăzi, nu? Bună dimineața. Din ce în ce mai bine se încălzește. Astăzi vom avea maxime cuprinse între minus 2 și 9 grade, însă țin să precizez că este în vigoare și un cod galben de ceață pentru județul Arad, astfel vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. Însă haideți să vedem cum va fi atmosfera pe continent, așadar predomină vremea închisă și sunt așteptate ninsori în regiunile nordice, estice și central-estice. Va mai ninge în estul Greciei, iar în țările centrale și în cele de jos, în partea nordică a Franței și posibil în sudul Italiei și în sud-estul Spaniei, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi intens pe Marea Nordului, iar temperaturile nu se vor modifica semnificativ. În estul și în nordul continentului persistă masele de aer rece. Astăzi la noi în țară continuă să se încălzească ușor în regiunile sudice și în cele sud-estice. Maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 9 grade. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare, mai puțin în nordul Moldovei, unde va fi lapoviță sau ploaie. Vântul rămâne activ în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. În capitală, valorile termice continuă să crească ușor, astfel că acestea se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi atât de 7-8 grade. Mâine continuă să se încălzească, temperatura maximă va fi de 9 grade. Sâmbătă temperaturile mai scad puțin, astfel că maxima va atinge cam 8 grade. Atât pentru moment, vă aștept și ora următoare cu informațiile despre vreme. Irina Daniel. Mulțumim frumos! Mai când vine să ies la plajă la 8 grade, vedeam soarele la sâmbătă. Investițiile în criptomonede sunt extrem de riscante. Din acest motiv, oamenii sunt foarte reticenți atunci când trebuie să cumpere monede virtuale. Cum putem investi în mod inteligent în criptomonede? Aflăm în scurt timp la Trend IT după publicitate. Așadar, rămâneți cu noi! Am revenit și vorbim despre piața monedelor virtuale, care pare că ia amploare în ultima perioadă, însă potențialii investitori se împart în două categorii distincte. E vorba de cei care încă se tem să cumpere criptomonede și cei care au câștigat deja sume importante de bani reali. Și mai e o categorie a soțului meu, care investește și nu câștigă. De ce trebuie să ținem cont de noua piață monetară? Aflăm la Trend IT alături de Bianca Iordache.
Bun găsit! Din ce în ce mai multe servicii de consultanță cripto au fost lansate curând pe piață datorită popularității monedelor digitale. Oamenii au trecut astfel de la simpla dorință de a explora și a experimenta cu criptomonede la dezvoltarea efectivă a unei strategii și a unor planuri de produse. Cum putem investi în mod inteligent în monede virtuale, dar și ultimele noutăți în acest sens? Vorbim astăzi cu Alexandru Panait, blockchain expert. Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața, Bianca, și mulțumesc pentru invitație! Într-adevăr, este extrem de important în momentul în care începem să investim în criptomonede să ne facem foarte bine temele. Marea majoritate a oamenilor, în special când a fost primul boom a criptomonedelor, au început să investească sume, unii chiar sume considerabile, în aceste criptomonede, fără să-și facă temele aferente. Și este evident că atunci când începem să investim în asset-uri financiare proaspăt apărute, despre care încă nu s-au pronunțat autoritățile și nu au apărut nici standarde de ghidare pentru a investi în aceste asset-uri, că este foarte riscant. De aceea, sfatul meu personal este că atunci când cineva își dorește să investească în criptomonede, în primul rând să analizeze extraordinar de bine proiectul. Abia după ce a analizat foarte bine proiectul în care își dorește să investească și este sigur că acel proiect este unul stabil, de lungă durată și are o echipă reală în spate, abia atunci să investească. Și investiția să o facă întotdeauna, există o vorbă care îmi place mie de când a apărut acest boom în crypto, care se numește în felul următor: niciodată să nu investești mai mult decât îți permiți să pierzi. Pentru că noi aici probabil discutăm despre persoane care nu sunt acreditate și care investesc din economiile personale. Dar care consideri tu că sunt cei mai importanți factori motivaționali în deținerea, dar și utilizarea criptomonedelor? Acum, marea majoritate, din punctul meu de vedere, se focusează pe perspectiva pe termen scurt, faptul că piața este foarte volatilă și se pot obține câștiguri rapide. Este bine ca atunci când facem o investiție să nu o facem emoțional și investiția, recomand eu, să fie de cele mai multe ori pe termen lung. Ca noi, în momentul în care investim, să nu stăm în fața calculatorului stresați, să urmărim în permanență investiția respectivă, să vedem ce se mai întâmplă cu aceasta. În opinia ta, de ce ar trebui să investim acum în monede digitale? Consider că încă este tânără piața. Această mișcare pare că e amploare din ce în ce mai mult și cu siguranță este viitorul. Este extrem de important pentru noi ca întotdeauna să ne uităm după sistemele care apar, care sunt acreditate, care au în spate companii puternice care dezvoltă acele sisteme și să investim în acele sisteme cât încă sunt mici ca să prindem fluxul cel mai mare financiar care ne poate ajuta să obținem creșterea dorită. Pentru că marea majoritate a oamenilor se uită la preț și la care poate fi profitul pe care îl au dacă investesc într-o anumită criptomonedă. În paranteză, din păcate. Am vorbit de avantaje, dar doresc să vorbim și de riscuri, pentru că piața criptomonedelor în 2021 a avut o creștere spectaculoasă, dar în același timp s-a produs și o creștere abruptă a activității ilicite. Cum acest lucru? Există în această piață criptomoneda Bitcoin, care este punctul de referință pentru toate celelalte criptomonede, pentru că toate platformele online care există în zona cripto fac referire la Bitcoin și la prețul acestuia. În momentul în care în această piață a Bitcoinului se întâmplă anumite mișcări masive de criptomonede care au tendința de a devaloriza piața, automat această devalorizare se vede și în celelalte piețe, în celelalte ecosisteme financiare a criptomonedelor. Este extrem de important să înțelegem faptul că, fiind un domeniu nou, sunt mult mai multe pericole decât volatilitatea. Pot exista diferiți schemări, pentru că tehnologia blockchain nu este chiar la îndemâna tuturor și nu este ușor de înțeles pentru toată lumea ca să se poată proteja atunci când folosește criptomonede să se protejeze în așa fel încât să nu riște să fie țepuit de cineva pe internet, să nu riște să investească în anumite proiecte fantomă și de asemenea să aibă grijă ca felul în care își păstrează portofelele că este unul sigur, să aibă încredere în toți partenerii cu care lucrează, mă refer la platforme online unde țin criptomonedele, desigur. Îți mulțumesc, Alexandru, pentru intervenția ta. Mulțumesc și eu, Bianca, pentru invitație. Aici se încheie Trend IT. Vă urez o zi cât mai plăcută. Pe curând! Oamenii de știință de la Observatorul din Galați au monitorizat un asteroid care în ultima perioadă s-a apropiat periculos de mult de Pământ. Corpul ceresc are un diametru de peste un kilometru. Asteroidul este
această stea cu ghilimele care este în mișcare în această imagine, observați viteza sa, mișcarea aparentă acestui asteroid este foarte mare, după cum ai trecut prin apropierea Pământului. Asteroidul, dat în urmărire generală de Biroul de Apărare Interplanetară, are perioadă orbitală cunoscută de aproximativ 1,57 de ani și face parte din categoria asteroizilor potențial periculoși. Biroul de Apărare Planetară a trimis un buletin informativ legat de asteroidul 1994 PC-1, care a trecut prin apropierea Pământului la aproximativ 2 milioane de kilometri, ceea ce înseamnă de 5 ori distanța Pământ-Lună. Acest asteroid face parte din categoria asteroizilor potențial periculoși, are un diametru de aproximativ 1 kilometru, efectuează o rotație completă în jurul Pământului în aproximativ 1,57 de ani și a fost observat în două nopți la Observatorul Astronomic din Galați. Din cauza vitezei foarte mari, identificarea și măsurarea asteroidului s-au făcut cu dificultate. Observația a fost destul de dificilă, deoarece orbita asteroidului este incertă și, de asemenea, fiind foarte apropiat de noi în această perioadă, se mișcă și cu o viteză foarte mare. Pentru a îl surprinde punctiform și a avea măsurători de cea mai înaltă calitate, a trebuit să expunem foarte scurt, 4, 5, 15 secunde, pentru a avea punct, nu o liniuță. Observațiile au fost necesare, deoarece măsurătorile de poziție pe care le-am realizat aici pot contribui, bineînțeles, alături de alte măsurători de poziție, la determinarea unei orbite mai precise a acestui asteroid. Până în prezent au fost descoperiți aproximativ 1.150.000 de asteroizi. Dintre aceștia, 28.000 sunt asteroizi aflați în apropierea Pământului. Ei! Pauză de publicitate acum, doamnelor. Revenim în câteva minute. Întrebăm cum facem față valului 5, cum vom face față? Ei bine, testare în masă, da. Mare. Și iată, avem deja și primul medicament anticovid, unul dintre cele două aprobate de UE, care va ajunge în România. Și când vine vorba de testare, DSP au spus o chestie foarte deșteaptă. Ok, înțeleg că avem o grămadă de modalități prin care putem să ne testăm PCR gratuit, dar mult mai bine gândiți-vă că puteți să vă duceți către anumite farmacii care fac chestiunea asta sau la medicul de familie. Altfel, mai iei din presiunea de pe DSP. Exact. Am revenit, doamnelor și domnilor, 8 dimineața. Iată care sunt cele mai importante știri. Un nou caz de falși medici esteticieni. O femeie a fost plasată sub control judiciar și o alta este urmărită penal după ce ar fi realizat intervenții timp de 4 ani fără a avea drept de liberă practică. Record absolut de cazuri COVID de la începutul pandemiei. În 24 de ore au fost raportate peste 34.000 de noi infectări. În spitalele din toată țara au fost declarate 131 de focare. Numărul uriaș de apeluri la direcțiile de sănătate publică, peste 25.000 de oameni au sunat într-o singură zi pentru a se programa la testarea PCR gratuită. Și Statele Unite au răspuns în scris cererilor de securitate ale Federației Ruse. Șeful NATO solicită Rusiei să-și retragă trupele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Ieri a fost 26 ianuarie, ceea ce a însemnat până la urmă că a început vaccinarea anticovid pentru copii. De altfel, încă de la primele ore ale primei zile de imunizare a copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, cred că erau un pic peste 3500 de oameni care se programaseră. Într-adevăr, au fost ceva părinți care și-au dus copiii la mici vaccin. Să se vaccineze. Spun că astfel vor scăpa de o formă gravă dacă se vor infecta cu SARS-CoV-2. Sunt însă și părinți reticenți care doresc să mai aștepte. Până în prezent, în total s-au înscris 3.624 de copii între 5 și 11 ani pentru vaccinarea cu serul pediatric de la Pfizer. Am vrut să mă vaccinez ca să nu mai iau boala sau să fac forme mai ușoare dacă o să se întâmple. Sunt vaccinat cu 3 doze, da, și sunt și cadru medical. Se vaccinează ca să știe că trebuie să-i respecte și pe ceilalți din jurul ei. Camelia este mama a 2 copii și a ales încă de la primele ore ale dimineții să meargă să îi imunizeze. Este cel mai bine pentru ei, pentru că nu vreau să aibă probleme. Am zis să mergem înainte pentru că tehnologia este mult mai avansată și nu se compară cu ceea ce era înainte. Să se vaccineze pentru că este bine să ne apărăm de acest virus. Nu, ceva? Ai simțit ceva?
decât o mică înțepătură. Ca și reacții adverse, durerea locală, de fapt, jena locală o să-i deranjeze pe ei. Dacă doresc să facă ceva particular și durerea este mai acerbă, compreze cu apă rece sau gheață local este la îndemâna oricărui. Și la Constanța, copiii între 5 și 11 ani s-au vaccinat astăzi. Eu am făcut 5 vaccine, acum acesta e 6 vaccini. Ți-e frică? Nu. Eu sunt o fetiță curajoasă. A verificat copilul dacă e pulmonar ok și a pentru vaccinare. Facem și a doua doză peste 21 de zile. Nu m-am hotărât eu, mi-a zis mama mea. Mi-a zis că e bine să te vaccinezi, că dă șansele mai mici să ai COVID. În Cluj-Napoca s-au deschis 2 centre de vaccinare. Când am aflat că se poate deja vaccina și copiii de la 5 ani în sus, în aceeași zi deja l-am programat, chiar și pentru următorul, pentru doza a doua. Există însă și părinți care nu doresc să-i vaccineze pe cei mici. Se pare că nu fac o formă gravă copiii mici și asta e principalul motiv. Au reacții adverse de care populația nu e informată. La Timișoara au fost vaccinați 15 copii. Mă simt o mamă mândră astăzi pentru că l-am adus pe Filip să se vaccineze. A fost dorința lui. Am ales să vaccinăm copiii pentru că este cel mai bun lucru. Ca să putem să-i protejăm, să facem tot ce putem ca să-i protejăm. Am reușit în 2 ani de zile să nu luăm boala asta și ne dorim să rămână așa. Un sindrom inflamator major care uneori afectează cordul. Am avut 17 cazuri anul trecut, toate ajunse în terapie intensivă la săptămâni după infecția COVID. Deci nu este așa de ușor să spunem că această infecție afectează ușor copiii sau nu îi afectează deloc. În total avem 114.000 de doze. În capitale sunt 42.000, iar în centrele din Brașov, Constanța, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara sunt câte 12.000. Ei, e un număr îngrijorător de mare de infectări cu SARS-CoV-2 și în rândul elevilor și al profesorilor. Peste 13.000 de elevi s-au îmbolnăvit, iar 46 de unități de învățământ și-au suspendat activitatea, fie din cauza coronavirusului, fie din motive legate de infrastructură. Reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că în fiecare zi de vineri va fi întocmit un raport cu numărul de infectări din sistemul de învățământ. Așteptăm și noi procentul ăla, gradul 75% de ocupare. Gradul de ocupare al patrulea. Asta este o chestiune pe care o să spun de fiecare dată când o să aduc în discuție acest subiect. Da. Pentru că mi se pare mai mult decât important să știm și să înțelegem până la urmă cifrele astea, care vor duce în la în acest moment dat, știm la... dacă sunt 1, 2 sau 3 și se închide clasa, da? În cazuri în clasă, dar e important de știu și acest grad de ocupare. Angajații Direcției de Sănătate Publică din București nu mai fac față numărului extrem de mare de apeluri pe care le primesc de la cei care vor să se programeze la testarea PCR gratuită. Pentru a nu supra-solicita sistemul, oamenii sunt îndemnați să se testeze mai întâi în farmacii, acolo unde este posibil, bineînțeles, sau la medicul de familie. 28 de centre de testare gratuită PCR au fost deschise în cele mai mari spitale din București. Cei care au simptome trebuie să sune la DSP sau să se înregistreze online, iar apelurile au explodat. Sâmbătă, 2.000 de persoane au sunat la DSP, iar duminică și luni aproximativ 4.000. Marți însă peste 25.000 de bucureșteni au sunat în call center. Suntem limitați ca număr de persoane, dar pot să vă spun că în acest moment lucrăm cu personalul la maxim, respectiv avem peste 100 de rezidenți care ne susțin pe partea legată de call center. Aș vrea să facem încă o dată un apel către persoanele care doresc să se testeze și prezintă simptomatologie. Ei au și opțiunea de a merge către medicii de familie care au contract pe partea de testare. Pe de altă parte, avem alături de noi și farmaciile care pot realiza această testare, motiv pentru care avem, vedeți, avem mai multe opțiuni. Deci nu este singura opțiune doar de a suna la DSP. Direcția de Sănătate Publică din județul Prahova însă a ajuns deja în situația de a fi copleșită. Numărul apelurilor s-au dublat de la o săptămână la alta. Se va ajunge la întârzierea alocării cazurilor, la întârzierea primirii deciziilor de izolare de către persoanele pozitive și, evident, la întârzierea efectuării anchetelor, la întârzierea primirii deciziilor de carantină pentru contact. Reprezentanții instituției au făcut apel la unitățile sanitare și autoritățile locale să detașeze personal care să ajute Direcția de Sănătate Publică. Medicii atrag din nou atenția că cei care se simt foarte rău și au forme grave de COVID-19 trebuie să sune la 112, nu la DSP.
E bine, ajunse în fața celui mai mare număr de infectări în 24 de ore, autoritățile statului încearcă pe ultima sută de metri să găsească soluții viabile pentru ca România să poată face față acestui val 5. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că țara noastră a semnat contractul pentru livrarea molnupiravirului. Este unul dintre cele două medicamente anticovid aprobate în Uniunea Europeană. Am încheiat contractul, am semnat și am stabilit ultimile detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative, molnupiravir, mă refer la cel care se administrează pacienților cu risc crescut, simptomatici, în centrele de evaluare sau în spitale. Primele cantități vor ajunge în România fizic, probabil la sfârșitul acestei săptămâni, iar la direcțiile de sănătate publică care să le distribuie spitalelor și centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare. E un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile. În plin val 5 al pandemiei și fix în ziua în care țara noastră a înregistrat cel mai mare număr de infectări într-o zi... Iată că avocatul poporului este de părere că îngrădirea dreptului la muncă și concedierea din cauza lipsei certificatului verde este neconstituțională. Pe de altă parte, Renate Weber spune că legea nu îi permite să atace o hotărâre luată de guvern, dar că a făcut demersuri astfel încât cei care nu au certificat COVID să poată intra în diferite instituții ale statului pentru a-și plăti taxele, impozitele sau pentru a depune diferite chestiuni documente. Urgente, da. Așadar. Instituția noastră a fost solicitată de guvern în urmă cu, nu știu, cred o lună, în legătură cu proiectul pe care guvernul îl avea în discuție atunci și unde se propunea într-adevăr suspendarea contractului de muncă. Noi am trimis guvernului punctul nostru de vedere și am susținut foarte ferm că din perspectiva noastră sunt neconstituționale și suspendarea contractului de muncă și faptul că persoana respectivă ar rămâne fără remunerație pe perioada aceasta a suspendării. Nu intru acum în toate amănuntele. Acel proiect, cel puțin deocamdată, văd că a fost oprit. Și situația este destul de complicată. Știi că aveam știrea în care spuneam că 131 de unități medicale din toată țara sunt raportate cu focare de COVID. Și avem și spitale în capitală. Elias, Fundeni, Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu și iată ce se întâmplă. La Iași este o situație într-adevăr gravă. Iată, 200 de angajați, asta înseamnă medici, dar și personal auxiliar, sunt acasă acum, infectați sau în carantină, pentru că sunt contact direct cu alți bolnavi pozitivi, declarați deja pozitivi. Și mulți au luat-o de la copii. De aici, apropo, și faptul că e bine că a început această vaccinare anticovid ieri și să sperăm că va avea un ritm susținut care va duce până la urmă la controlarea acestei pandemii. Stilul de viață vegan e tot mai întâlnit în ultima vreme. Ce presupune mai exact și cum putem să obținem toți nutrienții de care are nevoie organismul nostru doar din legume și fructe? Aflăm în scurt timp la Focus la prima oră. Caz mai puțin obișnuit pe autostrada A1 între Nădlac și Deva. Nu știu cum să-i spun, curaj, inconștiență. Iată, vedem și imaginile. O șoferiță în vârstă de 22 de ani a fost filmată în timp ce conducea pe contrasens. În imagini se vede cum mașina trece pe lângă alte mașini care circulau regulamentar, ca și cum totul e normal. În urma filmării apărute pe internet, tânăra a fost identificată de poliție și a rămas fără permis de conducere pentru următoarele două luni, dar a primit și o amendă de 870 de lei. Un miliardar ceh s-a filmat în timp ce a condus pe autostradă din Germania de data aceasta, cu o viteză amețitoare. Atenție, 417 km pe oră. Acesta se afla la volanul unui Bugatti de 1500 de cai putere. Trebuia să le dea drumul undeva și care costă mașină în jur de 3 milioane de euro? O fi investit în criptomonede. Sigur, da. Miliardarul a filmat momentul și l-a postat pe internet, clipul ajungând în scurt timp la peste 7 milioane de vizualizări. Deși pe unele autostrăzi din Germania nu există limită de viteză, autoritățile au început o investigație. Potrivit miliardarului, vizibilitatea era de 3 până la 4 km, iar mașina condusă de acesta poate frâna de la 400 la 0 km pe oră în doar 9 secunde.
Dar știi că tocmai pentru lucrurile astea nemții dau drumul la ce se întâmplă simplu. Du-te pe circuit la Nürburgring și încearcă acolo. Poți să faci ce vrei tu pe circuit, tocmai ca să nu există... Nu se bucura pasagerul din dreapta. Continuăm. Executivul urmează să aprobe în ședința de astăzi modificarea ordonanței de urgență de guvern privind circulația pe drumurile publice. Am văzut imaginile. Sunt șocată. Dar vor fi stabilite noi sancțiuni pentru mai multe abateri rutiere, precum și definirea și sancționarea comportamentului agresiv la volan. Noua ordonanță de guvern va stabili noi amenzi pentru nerespectarea normelor codului rutier, dar și o nouă perioadă de timp privind suspendarea carnetului de conducere. Ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly, ajunge astăzi la București. Se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă, dar și cu ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu. Vizita vine la doar o săptămână după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va trimite trupe în România în contextul tensiunilor din Ucraina. Discuțiile înalților oficiali se vor axa în special pe colaborarea în domeniul apărării dintre cele două țări, inclusiv în privința cooperării în materie de armament. Et grâce à plusieurs opérations de capture de combat. A spus că vor trimite trupe în România. E atât de simplu. Ambasada Statelor Unite la Kiev le-a cerut cetățenilor americani să plece din Ucraina. Într-un comunicat al diplomației americane se precizează că situația de securitate din Ucraina este imprevizibilă și se poate deteriora în orice moment. Cetățenii americani care vor să plece din Ucraina au la dispoziție mai multe zboruri comerciale spre Statele Unite. Mai mult, ambasada de la Kiev poate oferi împrumuturi de repatriere cetățenilor care nu își pot permite să cumpere un bilet de avion către Statele Unite. Pe de altă parte, NATO a răspuns aseară în scris cererilor Rusiei de retragere a trupelor americane din estul Europei. Scrisoarea nu a fost făcută publică, însă a fost înmânată autorităților ruse chiar de ambasadorul SUA la Moscova. Între timp, 20 de nave ale flotei ruse din Marea Neagră au ieșit în larg pentru exerciții militare de amploare. Chiar dacă în această perioadă a anului suntem nevoiți să ne îmbrăcăm foarte gros, drumurile știm bine că se transformă de cele mai multe ori și în patinoare, iarna poate să creezi niște lucruri absolut minunate. Operă de artă, aș spune, nu? Cascada din localitatea harghitană Toplița a înghețat din cauza temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile. Și nu sunt deloc cei care vin să imortalizeze spectacolul naturii și să se încălzească, asta e interesant, la aburii care răzbesc din cascada înghețată. Apa care izvorăște din stâncă la o temperatură de 27 de grade Celsius se transformă imediat în surțuri la contactul cu aerul rece. Cascada de apă termală Toplița este o atracție turistică bine cunoscută pentru turiști pe timp de vară și pe timp de iarnă, special pentru că iarna îmbracă acea frumoasă rochie de gheață, pentru că țurțurii care se formează au acele aspecte de stalactite cu dimensiuni diferite, ca și grosime, ca și lungime. Și în fiecare zi este total diferită față de ziua anterioară. Este un spectacol impresionant, spun cei care ajung aici în această perioadă. Aburul care se ridică printre coloanele de gheață îi fascinează pe turiști, așa că nimeni nu pleacă fără să facă cel puțin o poză. Foarte des vin aici pentru că îmi place. Îmi place în orice anotimp această minune a naturii, putem să-i spunem. Ne bucurăm că orășelul acesta micuț, vin turiști, vin din toate părțile, orașele țării, se bucură de natură. E foarte, foarte frumos. Și pe timp de iarnă și pe timp de vară e foarte, foarte plăcut. E frumos. Mulți turiști, din ce în ce tot mai mult. Dincolo de spectacol, specialiștii vorbesc și de beneficii. Apa termală este bogată în calciu, iar aerosolii sunt benefici pentru sistemul respirator. Stilul de viață vegan a devenit o obișnuință în ultimii ani. Chiar dacă în trecut mesele fără carne erau de neconceput, vremurile s-au schimbat radical. Dar cum alegi ce este mai bine pentru tine? Stilul vegan, vegetarian sau ovo-lacto-vegetarian? Stăm de vorbă chiar acum despre acest subiect cu medicul Alin Popescu. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața vouă și bună dimineața telespectatorilor Prima TV. Îți place subiectul? Știu că am mai discutat la un moment dat asta veganismul, vegetarian. Da. Și da. De vegetarian știu că ești ok. Cu veganul ești un pic mai puțin împăcat. Da, sunt un pic mai puțin împăcat, dar evident există... Cum alegi ce e mai bine pentru tine?
Asta e o întrebare foarte corectă, dar destul de greu de răspuns la ea. De ce? Pentru că există și o componentă de plăcere, există și o componentă de opțiune personală în acest aspect. Să ne gândim, un vegetarian, el poate să fie pe motive religioase, pe motive etice, că mulți sunt pe motive etice, nu confundăm eticul cu religios, sau pe motive de sănătate. Aceștia sunt totuși mai puțini și aici sunt mai degrabă ovo-lacto-vegetarian. Deci deja sunt trei motive. Eticul cu religiosul fiind diferit. Mai mult decât atât. Foarte bine în introducere ai spus că în ultimii ani, într-adevăr, ultimile, nu știu, ultimele unu-două decenii au accentuat acest lucru. Și din punctul meu de vedere, la vegan, ar trebui să vedem mai mult decât furia, mai mult decât opțiunile lui alimentare. Adică. Să ne gândim că el nu se îmbracă în piele, blană, lână și cei extremiști nu vor perne cu puf, cu pene. Deci nu vor perne de dormit cu pene. Ceea ce nouă ni se pare banal. Ce dacă are o pană sau o perna de dormit are pene? Un vegan adevărat nu doarme pe pene. Dar dacă ar fi să vorbim strict de meniu alimentar, care sunt principalele diferențe, ca să înțeleagă toată lumea, între cele trei tipuri de... Da. Chiar sunt patru tipuri, că există și ro-vegan. Ah, ok. Da. Sunt și ro-vegan. Da, în ultimul timp, extremiști au zis ro-vegan. Deci, ovo-lacto-vegetarienii... Îmi place că îți vine și să râzi, da. Da, ovo-lacto-vegetarienii sunt cei care, din punctul meu de vedere, sunt quasi normal. N-au niciun fel de problemă în a-și face dieta, mănâncă toată gama de lactate, unt, brânză, cașcaval, mănâncă ou, ceea ce ou e un aliment complet, e un aliment complex. Deja când mănânci ou... Deci mănâncă de toate fără carne? Da. Deci chiar și asta nu, fără pește. Fără pește. Aici trebuie precizat că sunt ovo-lacto-vegetarian care mănâncă și pește. Dar atenție, există sunt a cincea categorie. Da, există vegetarienii care mănâncă doar pește nemâncând lactate. Oh, okay. Deci există și o subclasă de vită de vegetarieni care mănâncă pește nemâncând lactate, nemâncând ou. Și ei sunt acoperiți bine din punct de protei și nu doar protei, pentru că peștele e un aliment foarte valoros, după cum bun, am stabilit ovo-lacto-vegetarianul. Vegană? Nu, vegetarianul. Vegetarianul. Vegetarianul este care mănâncă orice, dar nu din nu lactate, nu brânzeturi, nu, nimic din gata. Dar prepar. Adică poate mânca mâncare de mazăre, poate mânca o serie întreagă de lucruri preparate. Tocăniță de cartofi, dar fără carne. Bun. La vegan lucrurile sunt mult mai dramatice și dacă intrăm în rău vegan, practic ajungi la alimente crude, adică morcov și alte rădăcinoase. E important aici, din punctul meu de vedere, important e să fim atenți. Eu am un mare respect. Am mai spus chestia asta într-o discuție privată cu cei care iau un curent de tipul ăsta și au analize de sânge bune. Dă-mi voie să dau un exemplu. O pizza vegană este în felul următor. Este acea pizza unde ai foarte mult suc de roșii, ai busuioc și ai niște... Nu există mozzarella la vegan. Nu există usturoi. Crede-mă că este foarte bună, dar trebuie să mănânci în Italia. Bun. Alin, ai spus ceva foarte important. Analizele medicale. Păi da. Înainte să ne apucăm de un stil din ăsta, nu e bine să ne verificăm sau să verificăm nu după aceea la o lună, la două? Nu e bine, e obligatoriu. E obligatoriu. Deci nu e vorba de... E obligatoriu. Și am niște criterii care le poți verifica. Hemoglobina, hematocritul. Persoana e sau nu anemică. Cum stă în balanța aceasta protein? Pentru că eu trebuie să am grijă cu linte, cu mazăre, cu quinoa, cu năut, cu ce fac eu. Trebuie să am clar surse de proteine, chiar dacă ele sunt vegetale. Perfect. Din punctul ăsta de vedere, normal că la ovo-lacto îți foarte bine. Și atunci noi trebuie să fim atenți. Hemoglobina e bună la început, nu știu, 13,5 e hematocritul, să rămână așa și la 3 luni, la 6 luni. Nu verific după o lună, dar după 3 luni, după 6 luni verific. Categoric există beneficiu pe metabolismul glucidic, pe tranzit intestinal, sunt lucruri ajutate de acest stil de viață, dar pe vitamina B12. Da, eu trebuie de obicei să suplimentez vitamina B12. Indicațiile la ce ar trebui să fiu atent dacă mă duc către un așa stil de viață? Aș folosi cuvântul atenție, nu contraindicație. Okay. Trebuie să fiu atent la
aportul proteic, da, în primul rând, cum aduc vitamină B12 în organism, zinc, vitamină D, adică sunt niște parametri influențați de lipsa proteinei animale. Mai e și un alt aspect, apropo de vegan, vegetarian, sunt unii care nu consumă miere, da? Mierea, pentru că e produsă de albine. Dar aici iarăși e o chestie borderline, pentru că am citit niște discuții apropo, adică niciodată un rou vegan nu o să-ți mănânce miere. Da. Ceea ce mirea așa poate fi utilă când ești un pic dezechilibrat. Bun. Da, e bine să fim ro-vegan, să zicem, sub formă de o săptămână, două, să încercăm o chestiune de genul ăsta? Sau... De încercat se poate încerca. Din punctul meu de vedere, că e foarte bine titrat acum pe ce stil de viață alegem. Una e să încerci un test. Să fim o săptămână, 10 zile într-un fel și alta e stil de viață. Stil de viață înseamnă la lung, înseamnă deci ani de zile. Deci nu recomand un stil de viață la lung ro-vegan, doar cu rădăcinoasă și crudități. Din punctul de vedere, nu. Dar n-am niciun fel de problemă cu un ovo-lacto-vegetarian, perfect, care poate fi un stil de viață la lung, indiferent că vorbim de motive etice sau de motive religioase. Mai mult decât atât, cei care sunt ortodoxi practicanți și țin miercurea și vineri post, fac un lucru extraordinar de bun. Postul în sine e extraordinar de bun, adică este important să dăm o pauză organismului, dar integrat într-un stil echilibrat. Facem... Hai, întreabă-te. Te rog, domnule. Doamna, trecem brusc la fără carne? Eu a zis ca la țigări? Nu. Știi cum e la țigări? De mâine nu mai fumez? Nu. N-aș trece brusc. Aș trece treptat și din punctul... Asta e opinie personală. Aș trece... Dacă eu sunt un carnivor convins, gen Alin Popescu, aș trece prin ovo-lacto, după aia lacto aș mai sta în pește și s-ar putea nici să nu mai ajung la capătul drumului, să-mi găsesc echilibru pe parcurs. Adică, nu pot, din punctul meu de vedere, nu pot să mănânci azi la prânz biftec, tartar și mâine să fie ro-vegan. Dar poate îți cere corpul. Eu am o astfel de cunoștință care mi-a spus, măi, dintr-o singură zi, pur și simplu, n-am mai suportat carnea. Poate așa îți cere corpul. Se poate, nu? Se poate, dar rămâi la situații de tipul ăsta, rămâi cu lapte, rămâi cu... cu pește, rămâi cu icre, adică ai tot felul de opțiuni. Oricum, piața s-a diversificat foarte mult. Sigur, dacă discuția era cu 40 de ani... Nu prea aveai ce mânca. Da, adică nu prea aveai ce mânca. Alin? Mai e și un alt aspect față de acum 40 de ani, ideea asta mi-a venit în discuție cu voi. Produsele din soia. Păi pe vremea comunismului, când ziceai soia, ziceai o catastrofă, soia, ceva și bio, adică, Și îți facem o propunere. Da. Data viitoare ne întâlnim și discutăm despre copiii care devin vegetarieni sau sunt copii făcuți... care, adică e în regulă vârsta asta, vreau măcar atât să punctăm. Să ne apucăm. Ăsta e un subiect care merită să începem luna februarie, prima joi din februarie, discutăm despre asta. Spune-ne totuși o vârstă optimă, Alin. Oftat. Da, am oftat pentru că din punctul meu de vedere nu există o vârstă optimă și până joia viitoare, când promit că vom dezbate subiectul ăsta, să se gândească toți părinții cum au pornit diversificarea la copii. Deci cum au pornit diversificarea? Ăla e momentul cel mai bun. Cu picăturile de ulei, cu carnea de pui sau de curcan, cu diversificarea, ce facem de la 6 luni după ce, în mod normal, nu mai alimentație doar la sân și diversificăm, de acolo se pornește tot. Și mai spun ceva pe încheiere, că simt că se termină intervenția. Simți tu bine. Trebuie să mergem pe autostradă, nu de altă. Nu. Da. Sunt și tot felul de termeni care sunt foarte confuzi. De exemplu, când spui lapte. Acum 40 de ani, laptele era de vacă sau de capră. Acum laptele e de soia, lapte de migdale, lapte. Hai să facem în felul următor. Îi rugăm pe părinți, pe bunici, cei care se uită la noi, da, să ne scrie întrebări despre acest subiect pe care să-l stabilim pentru săptămâna viitoare. Perfect. Și aș fi... la prima oră, pagina noastră de Facebook și, exact, și de Instagram. Și aș fi interesat pe copii și adolescenți. Și adolescenți. Adică grupa de vârstă, nu știu, până la 18 ani. Grupele acestea, copii, adolescenți. Vedem ce se alege. Și joia viitoare începem luna februarie în stilul ăsta. Perfect. Bun. Mulțumim tare mult, Alin. Cu mare drag, o zi minunată tuturor. Asemenea.
Și cum spunea și Daniel, mergem în trafic. Adică da, trafic aglomerat la intrările în București. Cel puțin asta ar trebui să se întâmple odată cu realizarea mai multor drumuri radiale. Astea sunt niște speranțe, dar pe de altă parte vorbim despre 10 astfel de șosele cu o lungime totală de aproximativ 100 de kilometri lungime, care vor avea și 33 de noduri rutiere, care ar trebui să fluidizeze traficul din capitală. Noile drumuri vor lega artere importante din șoseaua de centură și autostrada A0. Investiția depășește 700 de milioane de euro. Proiectul a început să prindă contur odată cu aprobarea parteneriatului dintre CNAIR și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București pentru proiectarea șoselelor. Cele 10 drumuri radiale vor face legătura între capitală, actuala șosea de centură și viitoarea A0. Cele 10 șosele radiale sunt prelungiri ale unor drumuri importante: Bulevardul Timișoara, Calea Giulești, Bulevardul Poligrafiei, Zona Pipera, Șoseaua Dobroiești, Plaiul Unirii, Bulevardul Metalurgiei și prelungirea Ferentari. Nu a existat în ultimii zeci de ani o abordare integrată a ceea ce înseamnă trafic în București. Adică dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, o să vedem intervenții punctuale, un pasaj aici, un pasaj acolo, dar nu a existat o abordare care să privească această problemă structural. Și există două astfel de răspunsuri structurale. Unul este, dacă putem să vedem, utilizarea autostrăzii de centură pe care o vom avea pentru a avea niște ieșiri, 10 ieșiri din cartierele bucureștene și să luăm presiunea de pe acelea care sunt în momentul ăsta, cum este Iuliu Maniu, și a doua este metroul de suprafață pe infrastructura CFR. De acum, autoritățile locale pot să lanseze proiectele pentru proiectarea următoarelor drumuri radiale, anunță CNAIR. Finanțarea necesară va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, din cadrul programului operațional Transport 2021-2027. Se estimează că primele drumuri radiale vor fi deschise traficului în anul 2026. Căldura vine cu coduri, să știi. Sau încălzire. Căldura vine cu coduri. Ah, cod de vânt, cod de... Da, 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 ne spune Roxana imediat la note. Roxana, te ascultăm, bună dimineața. Bună dimineața, într-adevăr. Procesul de încălzire continuă, dar avem și un cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița și Prahova. Rafalele vor atinge viteze de peste 100 de kilometri pe oră. De asemenea, avem și cod galben de ceață pentru județul Arad. Vizibilitatea va scădea sub 200 de metri și local este posibil să se formeze ghețuș. Însă, haideți să vedem cum va fi astăzi vremea în întreaga țară. Așadar, continuă să se încălzească ușor în regiunile sudice și sud-estice. Maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 9 grade. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare, mai puțin în nordul Moldovei, unde va fi lapoviță sau ploaie. Vântul rămâne activ în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. Mâine, procesul de încălzire continuă și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. La munte va ninge, iar în restul zonelor, precipitațiile vor fi mixte. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în masivele nordice, iar izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze mai mari în zona înaltă a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. În București, valorile termice continuă să crească, astfel că acestea se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi atât de 7-8 grade. Mâine continuă să se încălzească, iar temperatura maximă va atinge cam 9 grade. Sâmbătă temperaturile mai scad puțin, maxima va fi de 8 grade. Și la munte se încălzește ușor, cerul va fi acoperit de nori și temporar va ninge. Vântul o să bată cu putere în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. Rafalele vor atinge viteze de peste 70-80 de kilometri pe oră. Deocamdată atât despre vreme, ne revedem și ora viitoare cu prognoza meteo. Irina Daniel. Mulțumim frumos, Roxana! Multe cupluri din România se confruntă cu probleme de infertilitate. Cum pot fi rezolvate, aflăm în scurt timp după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, și discutăm despre o chestiune importantă. În ultima perioadă, tot mai multe cupluri se confruntă cu probleme de infertilitate. Urmează așadar Sănătate cu Stil, rubrica realizată și prezentată de colega noastră, Luciana Indre.
Bună dimineața! Adenomul de prostată și varicocelul sunt printre cele mai frecvente afecțiuni masculine care, netratate, afectează calitatea vieții și pot duce chiar la infertilitate. Din fericire, inclusiv formele severe ale acestor boli pot fi tratate prin intervenții minim invazive cu timp de recuperare foarte scurt. În plus, acestea nu sunt dureroase și nu necesită anestezie generală. Tot mai multe cupluri se confruntă cu probleme de infertilitate, iar cauzele sunt multiple. De obicei, ambii parteneri trebuie să treacă printr-o serie de investigații medicale, iar în cazul bărbatului trebuie analizată prezența varicocelului, o anomalie a venelor care preiau fluxul sanguin de la nivelul testiculelor. Varicocelul este o afecțiune frecventă, înseamnă niște vene dilatate la nivelul testiculului. Mulți bărbați au varicocel, puțin știu că l-au, și mai puțin recunosc că l-au și unii dintre ei sunt aduși de soție la medic pentru a-l rezolva. Varicocelul poate să fie în fazele inițiale, să fie asimptomatic, adică să nu creeze probleme, doar că bărbatul observă că parcă sunt niște vene dilatate la nivelul scrotului, că parcă ceva acolo nu e la fel, mai mult pe stânga decât pe dreapta. Când varicocelul a crescut în dimensiuni, el începe să dea durere. La stat în picioare, prelungit la căldură sau la volan, începe să existe un disconfort sau o durere. Tratamentul clasic este cel chirurgical. Intervenția este însoțită de riscurile asociate anesteziei generale și a inciziei, însă există și metode minim invazive, care nu lasă urmări negative asupra organismului și elimină riscul de recidivă. S-a dezvoltat, odată cu radiologia intervențională, cu procedurile endovasculare, o tehnică pe care noi o practicăm, de tratament endovascular prin interiorul venelor de sânge. Adică nu mai este necesară o intervenție chirurgicală, nu e nevoie de anestezie, nu sunt tăieturi. De la nivelul piciorului navigăm printr-un vas de sânge, printr-o venă, până la venele bolnave. Injectăm substanță de contrast, le vedem câte sunt. Apoi le sclerozăm, adică injectăm un agent sclerozant, e ca o spumă ce le lipește, injectăm din nou substanță de contrast, vedem că ele sunt rezolvate și asta e toată procedura. În acest timp durează cam o jumătate de oră maxim, pacientul e treaz și nu simte nicio durere, chiar povestim și ne uităm pe monitor împreună. La tratamentele minim invazive pot apela și bărbații mai în vârstă care suferă de adenom de prostată. Spre deosebire de intervențiile chirurgicale clasice, embolizarea este considerată o procedură terapeutică sigură, cu foarte puține riscuri și complicații. Tratamentul clasic pentru adenomul de prostată este intervenția chirurgicală de rezecție transuretrală a prostatei. Aceasta este tăiată în bucățele și eliminată. Este o procedură eficientă în 70-80% din caz. Procedurile moderne, folosind un echipament angiografic, cum e cel de aici, de unde filmăm, ne permite să navigăm prin interiorul vaselor de sânge, de la nivelul brațului stâng, deci procedura înseamnă doar o înțepătură la mâna stângă, să navigăm cu un cateter, un tubuleț finuț, până la nivelul prostatei, să vedem vasele de sânge ce alimentează adenomul și să le închidem. Să le închidem cu niște microparticule ce limitează fluxul de sânge la nivelul adenomului de prostată. Astfel, prostata intră într-un proces de resorpție cu reducerea progresivă a volumului, iar simptomatologia se ameliorează în câteva zile după intervenție. Oamenii de știință de la Observatorul din Galați au monitorizat un asteroid care în ultima perioadă s-a apropiat periculos de mult de Pământ. Don't look up. Corpul ceresc are un diametru de peste un kilometru și acum este în atenția Biroului de Apărare Planetară. Asteroidul este această stea cu ghilimele care este în mișcare în această imagine. Observați viteza sa. Mișcarea aparentă a acestui asteroid este foarte mare, pe cum ai trecut prin apropierea Pământului. Asteroidul, dat în urmărire generală de Biroul de Apărare Interplanetară, are perioadă orbitală cunoscută de aproximativ 1,57 de ani și face parte din categoria asteroizilor potențial periculoși. Biroul de Apărare Planetară a trimis un buletin informativ legat de asteroidul 1994 PC1, care a trecut prin apropierea Pământului la aproximativ 2 milioane
milioane de kilometri, ceea ce înseamnă de 5 ori distanța Pământ-Lună. Acest asteroid face parte din categoria asteroizilor potențial periculoși. Are un diametru de aproximativ 1 kilometru. Efectuează o rotație completă în jurul Pământului în aproximativ 1,57 de ani și a fost observat în două nopți la Observatorul Astronomic din Galați. Din cauza vitezei foarte mari, identificarea și măsurarea asteroidului s-au făcut cu dificultate. Observația a fost destul de dificilă, deoarece orbita asteroidului este incertă și, de asemenea, fiind foarte apropiat de noi în această perioadă, se mișcă și cu o viteză foarte mare. Pentru a îl surprinde punctiform și a avea măsurători de cea mai înaltă calitate, a trebuit să expunem foarte scurt, 4, 5, 15 secunde, pentru a avea punct, nu o liniuță. Observațiile au fost necesare, deoarece măsurătorile de poziție pe care le-am realizat aici pot contribui, bineînțeles, alături de alte măsurători de poziție, la determinarea unei orbite mai precise a acestui asteroid. Până în prezent au fost descoperiți aproximativ 1.150.000 de asteroizi. Dintre aceștia, 28.000 sunt asteroizi aflați în apropierea Pământului. E timpul pentru pauză de publicitate. Da, dar vom reveni, evident, la Nouă Fix cu informații proaspete. Până atunci vă reamintim că ne găsiți pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram, la numărul de telefon 0720-111-199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Puteți să completați acolo lucrurile pe care le-am discutat cu Alin Popescu legate de cum ar trebui să abordăm povestea asta legată a diversificării. De... Exact, în ceea ce privește copiii și adolescenții. Ne puteți urmări de altfel și pe primaplay.ro. Platforma noastră de conținut digital. Nu să rămâneți pe Prima TV. Dacă știi, dar eu de pe 4 februarie să știi că intru în concediu. Să nu-mi spui că mergi la Jocurile Olimpice. Te-ai înscris? Ba da, la cele de iarnă și... Nu, acum lăsăm gluma la o parte. Începe Olimpiada de iarnă și în acest sens vorbim și cu ministrul sportului astăzi. Sunt și ceva nemulțumiri acolo. Le vom afla și încercăm să le lămurim. Deslușim. Da, corect. Doamnelor și domnilor, e ora 9, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri. Statele Unite au răspuns în scris cererilor de securitate ale Federației Ruse. Șeful NATO solicită Rusiei să-și retragă trupele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Record absolut de cazuri COVID de la începutul pandemiei. În 24 de ore au fost raportate peste 34.000 de noi infectări. În spitalele din toată țara au fost declarate 131 de focare. Număr uriaș de apeluri la direcțiile de sănătate publică. Peste 25.000 de oameni au sunat într-o singură zi pentru a se programa la testarea PCR gratuită. Și un nou caz de falși medici esteticieni. O femeie a fost plasată sub control judiciar și una este urmărită penal după ce ar fi realizat intervenții timp de 4 ani fără a avea drept de liberă practică. Ministrul francez al Forțelor Armate, Florence Parly, ajunge astăzi în București. Se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu. Vizita vine la doar o săptămână după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va trimite trupe în România în contextul tensiunilor din Ucraina. Discuțiile înalților oficiali se vor axa în special pe colaborarea în domeniul apărării dintre cele două țări, inclusiv în privința cooperării în materie de armament. Ambasada Statelor Unite la Kiev a cerut cetățenilor americani să plece din Ucraina. Într-un comunicat al diplomației americane se precizează că situația de securitate din Ucraina este imprevizibilă și se poate deteriora în orice moment. Cetățenii americani care vor să plece din Ucraina au la dispoziție mai multe zboruri comerciale spre Statele Unite. Mai mult, ambasada SUA de la Kiev poate oferi împrumuturi de repatriere cetățenilor care nu își pot permite să cumpere un bilet de avion către Statele Unite. Pe de altă parte, NATO a răspuns aseară în scris cererilor Rusiei de retragere a trupelor americane din estul Europei. Scrisoarea nu a fost făcută publică, însă a fost înmânată autorităților ruse chiar de ambasada SUA la Moscova. Și între timp, 20 de nave ale flotei ruse din Marea Neagră au ieșit în larg pentru exerciții militare de amploare. Și să nu uităm că și Spania va ajunge în zona asta, să nu uităm că Franța de altfel va trimite militari și se mai întâmplă multe lucruri în acest și conflict. Și vezi că în fiecare zi aflăm se câte ceva. Se întâmplă ceva. Mai sunt doar câteva zile și vor începe Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. Câți sportivi români vor participa, aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră, de la ministrul sportului Eduard Novac. În curând va fi prezentată expertiza tehnică a mașinii conduse de polițistul care a accidentat două fete pe trecerea de pietoni. Colega noastră, Lorena Rădulescu, este acum la sediul Brigăzii Rutiere București și are mai multe detalii. Bună dimineața, Lorena! Bună dimineața, Lorena! Te ascultăm!
Bună dimineața! În mai puțin de o oră, polițistul Constantin Popescu va fi din nou în fața anchetatorilor, de această dată la Brigada Rutieră din Capitală, pentru că urmează să aibă loc expertiza tehnică a mașinii pe care acesta o conducea în ziua tragicului accident din data de 13 ianuarie. Este o procedură standard în astfel de situații, însă o probă foarte importantă în dosarul deschis pe numele său. De fapt, sunt două dosare, unul pentru ucidere din culpă, iar celălalt pentru vătămare corporală din culpă. Polițistul va fi prezent în timpul examinării autovehiculului, vor fi audiați și martorii, pentru că declarațiile lor din ultima vreme ar putea schimba cumva cursul anchetei încă în curs. Asta a declarat și avocatul familiei Raisei, fetița de 11 ani ucisă pe trecerea de pietoni de pe strada Laminorului din București. Aceasta era împreună cu colega sa de clasă, Marina, cea din urmă fiind accidentată grav. Urmărim cursul evenimentelor și revenim cu informații. Mulțumim frumos pentru lămuriri. Grav accident de circulație aseară în județul Dâmbovița. Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un tir. Șoferul autotrenului are o teorie șocantă. Susține că tânărul a intrat intenționat cu mașina pe contrasens. Ar fi oprit farurile și ar fi tras de volan. Tragedia s-a petrecut pe DN72 Târgoviște Găiești, județul Dâmbovița. Șoferul de 19 ani venea dinspre localitatea Găiești. Din spusele celuilalt șofer, tânărul a stins farurile autovehiculului și a intrat brusc pe contrasens, unde s-a ciocnit violent de un tir încărcat cu pavele de ciment. A venit pe contrasens, a intrat sub mine, nu există niciun fel de urmă de frânare. V-a văzut? A stins farurile, a intrat pe contrasens și a intrat sub mine. Depășea? Nu depășea pe nimeni. A vrut să o sinucidă. Din nefericire, tânărul n-a mai putut fi salvat de medicii ajunși la fața locului, rănile sale fiind extrem de grave. Ce răni prezentat? Niște leziuni marcante. Nu s-a mai putut face nimic. Șoferul decedat se afla singur în mașină și în urma impactului violent a rămas încarcerat în autoturism. La locul evenimentului am deplasat cu două speciale de descarcerare. Când am sosit, am constatat următoarele. Am găsit un autoturism, impact frontal cu un autotren, din care a rezultat deces conducătorul auto din autoturismul BMW. Se pare că victima conducea mașina unui agent de poliție, tatăl iubitei sale. Cunoscuții tânărului exclud însă posibilitatea unei sinucideri. Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia. Și uite așa apar acele separatoare pe șosea. Bine, pentru că a evita astfel de gesturi care sunt nefirești, pentru că nu te afectează pe tine, afectează și pe ceilalți. Sigur că da. Un miliardar cec s-a filmat în timp ce a condus pe autostradă din Germania cu amenințătoarea, m-am bâlbâit, incredibil, 417 km/h. Acesta se afla la volanul unui Bugatti de 1500 de cai putere, care costă 3 milioane de euro. E bine, miliardarul a filmat momentul și l-a postat pe internet, clipul ajungând în scurt timp la peste 7 milioane de vizualizări. Priviți și dumneavoastră. Deși unele autostrăzi din Germania nu există, pe unele autostrăzi nu există limită de viteză, autoritățile au început totuși o investigație. Potrivit miliardarului fericit, după cum ați văzut, vizibilitatea era de 3 până la 4 km. Mașina condusă poate frâna de la 400 de km pe oră în doar 9 secunde, asta până la 0 km pe oră. Deci, teoretic... Teoretic era în siguranță, practica... Bun, ne ducem către executiv, pentru că lucruri se întâmplă și în România, după cum am văzut, care urmează să aprobe în ședința de astăzi modificarea ordonanței de guvern privind circulația pe drumurile publice. Vor fi stabilite noi sancțiuni pentru mai multe abateri rutiere, precum și definirea și sancționarea comportamentului agresiv la volan. Noua ordonanță de guvern va stabili noi amenzi pentru nerespectarea normelor codului rutier, dar și o nouă perioadă de timp privind suspendarea carnetului de conducere.
Adio trafic, putem să facem asta, nu? Aglomerat la intrările în București. Da, corect, ai dreptate, pentru că cel puțin asta ar trebui să se întâmple odată cu realizarea mai multor drumuri radiale. 10 astfel de șosele, cu o lungime totală de aproape 100 de kilometri, care vor avea și 33 de noduri rutiere, ar trebui să să ajute la fluidizarea traficului din capitală. Sunt 100 de kilometri, pe bune. Noile drumuri vor lega artere importante din șoseaua de centură și autostrada A0. Investiția depășește 700 de milioane de euro. Proiectul a început să prindă contur odată cu aprobarea parteneriatului dintre CNAIR și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București pentru proiectarea șoselelor. Cele 10 drumuri radiale vor face legătura între capitală, actuala șosea de centură și viitoarea A0. Cele 10 șosele radiale sunt prelungiri ale unor drumuri importante: Bulevardul Timișoara, Calea Giulești, Bulevardul Poligrafiei, Zona Pipera, Șoseaua Dobroiești, Plaiul Unirii, Bulevardul Metalurgiei și prelungirea Ferentari. Nu a existat în ultimii zeci de ani o abordare integrată a ceea ce înseamnă trafic în București. Adică dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, o să vedem intervenții punctuale, un pasaj aici, un pasaj acolo, dar nu a existat o abordare care să privească această problemă structural. Și există două astfel de răspunsuri structurale. Unul este, dacă putem să vedem, utilizarea autostrăzii de centură pe care o vom avea pentru a avea niște ieșiri, 10 ieșiri din cartierele bucureștene și să luăm presiunea de pe acelea care sunt în momentul ăsta, cum este Iuliu Maniu, și a doua este metroul de suprafață pe infrastructura CFR. De acum, autoritățile locale pot să lanseze proiectele pentru proiectarea următoarelor drumuri radiale, anunță CNAIR. Finanțarea necesară va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, din cadrul programului operațional Transport 2021-2027. Se estimează că primele drumuri radiale vor fi deschise traficului în anul 2026. Un pasaj aici, un pasaj acolo. Speranță dincolo. Pe de altă parte, iată, vorbim despre încă o factură uriașă la gaze, de data aceasta primită de Teatrul Național din București. Pentru consumul din luna decembrie, TNB trebuie să plătească, sper că sunteți așezați, 1 milion de lei, aproape. O factură de aproape 8 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Și asta în condițiile în care consumul lunar a crescut cu doar 9%. În luna noiembrie anului trecut, TNB a plătit peste 500.000 de lei pentru gazele consumate. Și da, am mai amintit, Jocurile Olimpice de iarnă începe pe 4 februarie la Beijing. Atunci când îmi iau concediu, după cum spuneam, sunt organizate într-o zonă atipică pentru astfel de competiție, într-una dintre cele mai secetoase regiuni din China și vor depinde aproape în totalitate de tunurile de zăpadă artificială. Sportivii din țara noastră vor concura la Olimpiada din februarie la 8 sporturi. Invitatul nostru de la această oră este ministrul sportului Eduard Novac. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule ministru, câți sportivi români participă anul acesta la Jocurile Olimpice de la Beijing? Deci avem 22 de sportivi, 8 sportive și 14 sportivi la 7 discipline olimpice. Sanie, bob, schi alpin, sărituri cu schiuri, schi fond, biatlon și în premieră patinaj viteză după foarte mulți ani. În condițiile pe care le-am și menționat, care sunt, dincolo de sporturile pe care le-ați menționat, care sunt celelalte condiții pe care ar fi trebuit să le respecte sau pe care trebuie să le respecte sportivii români atunci când se deplasează spre Beijing, spre China? Da, condițiile sunt foarte stricte, mai stricte ca la Tokyo. Se începe de acasă deja testarea, se merge cu 2 testări înainte de a pleca din România. Acolo se vor face teste imediat la sosire. Cu siguranță, ca să intre în Beijing, va dura ceva timp. Din aeroport va fi nu știu câte zone de tot felul de formulare, de completări pentru regulile sanitare. Și față de Tokyo, cred că testele vor fi efectiv nazale, nu numai salivă, fiecare zi. Așa, deci acest sportiv nu o să iasă, o să stea numai în bula aceea
în satul olimpic, sat olimpic și competiție. Și nu o să fie ușor, desigur, dar pentru toată lumea este la fel și așa trebuie gândit. Domnule ministru, vreau să-mi spuneți și ce buget a alocat statul român pentru această participare și, bineînțeles, care vor fi premiile financiare pe care statul le va acorda pentru medaliile obținute? Da, păi vorbim acum de două federații, trei federații, din păcate o federație încă nu există, Federația de Patinaj, vorbim de Federația de Schi și Biatlon și Federația de Bob și Sanie. Și după calculele noastre, destul de surprinzătoare, și aici vedeți că tot timpul cumva se confirmă faptul că, cum am spus și la începutul mandatului meu, că nu tot timpul bugetele federațiilor sunt problema sau lipsa rezultatelor. Deci sperăm, până la urmă, să avem niște rezultate la această olimpiadă, să înțeleg din faptul că dumneavoastră căutați acolo niște cifre ca să ne spuneți că există niște premii în cazul în care românii noștri vor face o figură frumoasă. În prima dată vreau să vă spun ce bani cheltuim pe aceste sporturi. Sigur că foarte corect. Ok. Și, deci, schi și biatlon în 4 ani, deci vorbim de ciclu olimpic. În 4 ani din 2017 până azi, de la Ministerul Sportului și în colaborare cu COSR, că și COSR finanțează destul de substanțial, desigur, o parte din banii noștri, o parte din venituri proprii, dar această federație a cheltuit 61.767 de lei. Deci, cred că este un buget destul de consistent, vorbim de 10 și ceva de milioane de euro. Biatlon, 30 de acesta schi și biatlon și bob și sanie, deci bobul și sanie în 4 ani 30.348 de mii de lei. Mă refer la milioane, adică da. Deci sunt niște bugete, cred că, destul de consistente și, desigur, aș aștepta și rezultate. Domnule ministru, dar dacă te uiți în presă, vezi că sunt câteva controverse legate de participarea României și probabil că știți și dumneavoastră de ele. Da. Monica Cail, 26 de ani, spune că ea ar fi putut să ajungă la Olimpiadă, doar că nu a fost lăsată să ajungă la Olimpiada de iarnă. Și conform declarațiilor pe care sportiva le face, ar fi fost și șanse pentru rezultate foarte bune. Aș putea să iau puțin invers. Lucrurile din prima fază, deci cronologic, această problematică este în felul următor. Trebuie să știe toată lumea că aceste locuri au fost alocate României, nenominal. Da? Deci nu Anya Cail s-a calificat sau cealaltă sportivă. Au fost alocate nenominal. În prima vorbim de, sunt două perioade. Prima perioadă, da? A fost selectat în această perioadă, în prima perioadă când România a primit un loc la băieți și un loc la fete, federația a decis că trimite pe sportivul X și sportiva Y, nu pe Anya Cail. Noi ca minister chiar aici nu avem cu ce să intervenim, nu avem nicio pârghie, e decizia lor, ăsta e statutul lor, așa este legea sportului din România. Dar ok, am înțeles. Motivația Federației de Schi în acest caz? Lăsați-mă să termin, că vă rog. Au altă strategie, alte criterii, vor să investească în tineri. Anya Cail a fost de două ori deja la Jocuri Olimpice, nu s-a obținut niciun rezultat. Adică nu vreau să intru mai adânc în... Am înțeles. Ok, ei vor asta, pot să am părerea mea, aici vorbesc de părere, adică de soluțiile ca ministru, ce am la îndemână. Partea a doua este faptul că în urma retragerii Japoniei de la jocuri s-au eliberat niște locuri. Aceste locuri au fost relocate și România a mai primit un loc în plus. Da? Tot nenominal. Nu pentru Anya Cail, nu pentru nimeni altcineva. No, dar aici este o uriașă problemă și situația se schimbă complet diferit. Adică noi, după 4 ani, această federație a cheltuit 61.767 de lei
din bugetele, din bugetul de stat și nu este în stare să trimită o sportivă, încă o sportivă la Jocurile Olimpice, este extrem de grav. Și aici nu vorbesc de Ania Kay. Aici vorbesc de faptul că această federație a tocat atâția bani și nu sunt în stare să refuză acest loc al doilea. Păi atunci... Mulțumim pentru lămuriri. Da. Domnule ministru, vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Pe de altă parte, în tot acest context, care nu e neapărat unul pozitiv, vă urăm succes, ținem pumnii românilor acolo și sperăm să facă o figură frumoasă, așa cum ai spus. De pe 4 februarie sunt concediu, ți-am zis. Tu la ce participi? La Sanie. Vorbim și despre mașini și lucruri? Sigur că da. Da? Ok? Da. Într-o lume auto, pentru care mainstream înseamnă preponderent soluții de motorizare hibride și electrice, BMW se încăpățânează să continue cercetările pentru dezvoltarea viitoarelor motoare termice ce vor pune în mișcare autovehiculele mărcii din München. Deci, viitorul va aparține mașinilor clasice pe benzină, ca sau motorină, ori va fi unul dintre celelalte, electrice sau hibride? Hibrid. Ne uităm coloana de direcție. Hei, bună dimineața și bine ați venit la coloana de direcție. O zi frumoasă, însorită, alături de mine Lucian Popa și alături de el Dan Scarlat, colegul meu. Astăzi avem o știre din partea unui producător care a decis să nu renunțe la dezvoltarea motoarelor termice. Este vorba despre... Este vorba despre BMW și mă bucur că spui termic, pentru că ziua e frumoasă, e însorită, dar este friguroasă, ceea ce nu vă dorim și vouă. Apropo de termic, este discuția asta acum că motoarele termice vor dispărea cu siguranță și, de fapt, vor dispărea cu siguranță. Vor dispărea. Nu știm încă exact când. Și în ultimele luni, cel puțin, am avut numai știri despre producători care anunțau că urmează să întrerupă la un moment dat în acest deceniu dezvoltarea sau chiar și producția de vehicule, de motoare cu ardere internă. Dar iată că BMW anunță că nu doar că nu va opri dezvoltarea de motoare termice, dar dimpotrivă chiar lucrează la o nouă generație de astfel de motoare. Este vorba despre motoare cu 6 cilindri în linie, benzină și diesel. A, nu, și V8, nu doar 6 în linie. Cu 6 și 8 cilindri, cu benzină și diesel. Motoare mici. Nu au fost anunțate detalii despre dezvoltarea motoarelor cu 4 cilindri în linie, dar probabil că și acestea vor mai continua să fie produse, dar și dezvoltate, pentru că urmează normele stricte Euro 7, însă BMW a anunțat că va renunța totuși la o singură motorizare, este aceea V12. Practic, după 35 de ani de producție, BMW renunță la motoarele cu 12 cilindri în V, deoarece noul vârf de gamă al lui BMW seria 7 se va numi i7 și va fi electric și va dezvolta cu mult mai multă putere decât ar putea dezvolta un V12. Nu mai vorbim de silențiozitate, cuplu și liniște a livrării puterii, cum rafinament. Rafinament, așa. Adevărul că motoarele V12 au apărut ca soluție, sau s-au generalizat oarecum ca soluție, undeva pe din anii 30, când a fost așa o cursă în armării cu mulți cilindri. Americanii în special au început să producă V8-uri, V12 și chiar V16. Cadillac a avut chiar două V16 diferite, da, ambele pe parcursul anilor 30. Era o soluție foarte bună din punct de vedere al rafinamentului. Nu erau cele mai performante, însă, pentru că Duesenberg, de exemplu, care a fost cea mai rapidă mașină de serie din anii 30, avea un motor cu 8 cilindri în linie. Cum a spus și Luci, acum nu mai, adică niciun motor termic, oricât de bine ar fi gândit, știți celebra anecdotă cu moneda care stă pe cant, da, într-un Rolls Royce și nu cade de acolo, niciun astfel de motor nu se poate compara cu un motor electric. Și acum este suficient de dezvoltată tehnologia asta încât să scoți tot rafinamentul pe care îl vrei de acolo. Apropo de motoare electrice, nu înseamnă că BMW nu va, sau cum să zic, nu va continua și ofensiva pe tărâmul electrificării. Dimpotrivă, avem o veste de data asta de la brandul mai mic și mai simpatic, frățiorul mai mic al lui BMW, Mini, care a vândut anul trecut o treime. Nici nu știu, da, cu mult mai multe miniuri electrice decât înainte, ajungând modelul să fie cel mai bine vândut din gamă. Deci, practic, Mini Cooper S, adică modelul electric, este cel mai bine vândut Mini din gama Mini. Ceea ce este incredibil, dacă stau să mă gândesc. Nu am apucat să merg încă cu acest model, dar motorizarea
și bateriile, sau bateria, sunt preluate de la modelul BMW i3, doar că în loc să le pună în spate, le-au pus în față și au făcut un model cu tracțiune față. Și până la urmă, sistemul de propulsie a fost destul de eficient pe BMW i3 și era păcat să renunțe la el, așa că uite că și-a găsit o nouă casă pe modelele mini. Da, și o decizie de altfel foarte bună. Am mers eu cu el, îți spun sincer, nu merge așa de bine ca i3-ul, trebuie să recunosc. i3-ul are soluția totul spate și atunci accelerațiile unei astfel de soluții sunt întotdeauna mai bune și mai... Cu i3 am mers. Da, mai simpatice, dar este... are același feeling de kart, știi, pe care îl aștepți de la un mini. Și acum mi-am dat seama, BMW ne-a mințit. Nu va renunța la producția motoarelor V12 pentru că Rolls-Royce-urile au motoare V12 de BMW cu același cod motor pe care îl găsim pe modelele BMW seria 7. Apropo, deci, de moneda și da, cantul exact. Său. Și crede-mă, pe i7 vei putea pune o monedă și nu va cădea. Așa mă gândesc și eu. Bun, atât pentru azi. Ne vedem și mâine la aceeași oră și, bineînțeles, sâmbătă la emisiunea Coloana de Direcție la ora 12 fix. Vedem acum și datele despre vreme. Roxana, te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi continuă să se încălzească ușor în regiunile sudice și sud-estice. Maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 9 grade. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare, mai puțin în nordul Moldovei, unde va fi lapoviță sau ploaie. Vântul rămâne activ în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. Mâine, procesul de încălzire continuă și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. La munte va ninge, iar în restul zonelor precipitațiile vor fi mixte. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în masivele nordice, iar izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze mai mari în zona înaltă a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. În capitală, valorile termice continuă să crească ușor, astfel că acestea se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi de 8 grade. Mâine continuă să se încălzească, temperatura maximă va atinge cam 9 grade. Sâmbătă, temperaturile mai scad puțin, astfel că maxima va ajunge până pe la 8 grade. Și la munte se încălzește ușor, cerul va fi acoperit de nori și temporar va ninge. Vântul o să bată cu putere în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. Rafalele vor atinge viteze de peste 70-80 de km pe oră. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Irina Daniel. Mulțumim frumos. Mulțumim. Pauză de publicitate acum, dar revenim cu Dragoș Pătraru. Am revenit, doamnelor și domnilor. Și cum spuneam, Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, este alături de noi. Bună dimineața, Dragoș. Neața. Ai văzut câți cifrele? 34.000 de noi îmbolnăviri. Peste 34.000 de noi îmbolnăviri în 24 de ore. Alarmant? Nu cred că mai e ceva alarmant. Adică acum nici să fim aolo. Nu, atâta vreme cât nu se pune presiune pe sistemul medical, pe sistemul de sănătate, pe secțiile ATI, nu văd o situație deosebită. Și noi nu testăm. Adică e clar asta cu 40.000. Avem probabil 200.000 de cazuri azi, cel puțin, în opinia mea. Adică eu mă uit în jurul meu, la fiii în clasă, la sală, unde el mergând la basket toată ziua la antrenamente, toate grupele de handbal, de basket, de diferite vârste, la seniori, peste tot, este full. Adică sunt câte 4, câte 5, câte 7, câte 9. La fel, prietenii au, copiii au, ei au avut zilele trecute. Sigur am avut, nu știu, săptămâna trecută am avut și eu. M-a durut nițel capul, mi-a curs un pic nasul, m-am testat, n-a fost pozitiv testul. A fost, dar dar eu și când am avut, am avut test negativ până mi-a trecut. După ce mi-a trecut. Deci, na, asta, atâta timp cât e forma asta atât de ușor,
ușoară și iată, deja țările europene au început să ridice toate restricțiile, pentru că... Danemarca spune, nu mai este o boală critică din punct de vedere social. Asta zic, COVID. Asta zic, adică dacă facem asta acum cu restricțiile pentru acest Omicron, ar trebui să punem restricții în fiecare toamnă pentru gripă, mai severe. Nu mai severe pentru că e mai grea gripa decât Omicron. Da, pentru că gripa e mult mai grea, pentru că de gripă chiar poți să mori, chiar dacă n-ai nimic comorbidități și așa mai departe, cum a fost în cazul COVID-ului, în cazul variantei Delta. Deci, nu, aici eu nu sunt deloc de acord că trebuie să menținem, să facem treaba asta cu... Apoi, de la școală, îi trimite pe copii să facă PCR. Poți să faci PCR ca să chem salvarea după 2 săptămâni, că nu mai vine nimeni acum, că sunt mii. Sigur. Aici de fapt presiunea pe DSP, de cazuri, pe faptul că nu ne... Și apoi îl pui pe părinte că a venit. I-a zis dirigintele să facă PCR. Ce faci? Te duci la părinte, bă, dă-mi să fac PCR? Nu, frate, ai făcut testul ăla, vezi că nu e. Stai acasă, cât zice acolo, 5 zile. Dacă... Dar nu mai are noi niciun sens. Noi ne întrebam acum de dimineață unde vedem acel 75% o grad de ocupare a 4, ca să știm ce se întâmplă cu școala, dacă intră sau nu în online. Pentru că nu mi-aduc aminte să fi fost o comunicare clară în sensul ăsta. Vezi că pe site-ul ăla sau ziua de la ora de, transmitem aceste date și știm ce se întâmplă. Tu acum aștepți comunicare ok din parte. N-au avut o comunicare ok de 2 ani. Ei s-au bâșbuie, o mermelesc acolo până trece, că ideea asta e. Azi ne facem că lucrăm până trece de la sine și aia am făcut ceva. Dar ei n-au făcut absolut nimic. Adică eu sper ca după pandemia asta sau deja să fi început, niște băieți, niște procurori, niște oameni să vină să zică, bă, stați puțin că știm ce ați făcut în ăștia 2 ani. Hai să începem să luăm la întrebări, de la achiziții până la măsurile care s-au luat. Adică mi se pare inadmisibil, inclusiv la asta cu, uite, cum ieșea câțul ăsta, că nu mai vreau să folosesc tot felul de vorbe urâte la televizor. Deci iese câțul să spună, deci România se împrumută cu cea mai mare dobândă dintre toate țările, ajunge Bulgaria să împrumute la 0,44, noi la 5,37 și câțul iese zilele trecute cu un tupeu fantastic, atenție, un om care a mai uneltit la viața lui împotriva leului, din postura de angajat al unei bănci, iese și zice, doamne, ne împrumutăm cu dobânzi prea mari, nu știu ce. Bă, este incredibil, adică e un tupeu de ăsta fantastic, da. Iar subminarea siguranței naționale, subminarea, păi asta e subminare, da. Tata, asta ar trebui să discutați în CSAT-ul ăla. Câți oameni au murit cu zile în această pandemie? Și stai să vedem pe cine dracu arestați. Că despre asta e vorba. Păi dacă tot ai adus aminte de CSAT, vorbim despre Ucraina și despre cum se inflamează toată povestea asta sau... Putem să vorbim. Cum putem să vorbim, putem nu? Putem să vorbim, da. Este foarte... Uite, mă uitam acum. Așteptăm francezii, așteptăm și americanii. Da. Da, e până una alta, până situația va... Dacă se vor trage niște... Dacă înțelegerea dintre ei prevede să tragă și câte ceva, o să trag câte ceva, o să fie niște răniți, câțiva morți, probabil să mai duce din tehnica asta militară că tragem în aer niște chestii, dar iată că, în opinia mea, scopul e atins în acest moment. Adică ăștia mișună cu trupele și parteneriatul dintre NATO și Rusia funcționează senzațional. Adică Putin va avea o imagine întărită în fața rușilor din această șmecherie, chiar dacă nu se întâmplă nimic. Deci chiar dacă se întâmplă, chiar dacă nu se întâmplă. Și iată, vedem, apar studiile, sondajele, vin ăștia cu sondajele, mamă, pa. Europenii cred și românii sunt printre ei că, da, NATO, da, UE, da, nu știu ce, încredere din nou, 75%, 80%, că uite, domne, e o chestie. Uite ce crede ministrul apărării și citesc să nu greșesc. Da. Trebuie să revenim la valorile de acum 30 de ani, în momentul în care gândeam securitatea alături de Rusia, nu împotriva Rusiei. Vasile Dâncu. Da, problema e, ăsta e și un răspuns la ce a zis dezechilibrata aia de turcan. Ați văzut? Nu, asta deci recunosc că nu. M-am uitat doar la Victor Orban ce am văzut ce spune. Da, nu, deci Dar ai zis urât, știi? Ai zis urât. Am zis urât. Ai zis urât. Dezechilibrată. E urât? Păi, dacă merge pe o frânghie, da. Altfel nu. Altfel nu, ok. Deci aeriană?
că ai zis de o frânghie la înălțime. Da, merge. Da? Deci aeriana doamnă Turcan, care nu știe pe ce lume trăiește, haide să, hai, să nu ne ferim de realitate. Realitate. Da, nu uite, știe pe ce lume trăiește, a zis, l-a sancționat pe Top Vasile Dâncu, domne, ce e aia cu parteneriatul cu Rusia? Cum adică? E, doamna Turcan, la fel ca mulți dintre ăștia care erau acum câțiva ani, trebuie să stârpim, uite, trebuie să stârpim PSD, mai știți? Da, inclusiv în presă, da. Să-i omorâm, să nu știu ce, să... Acum ăștia au făcut parteneriat cu PSD, nu mai zice nimeni nimic, e ok, e în regulă, nu ne mai deranjează. De ce? Că a făcut Iohăniță cu partea bună forței șmecheria asta și atunci nu putem să... Dar altfel aia trebuia să fie trebuiau stârpiți. Aici, la fel, bă, nu trebuie să privim securitate, nici securitatea națională, nici securitatea planetei în acești termeni, să-i stârpim pe unii. Ideea e să ajungem la niște înțelegeri cu toată... Rolul NATO nu e să stârpească Rusia. Nu, nu, nu. Da, da, trebuie, da, să fii oligofren să crezi asta. Iar a gândi în acești... Aolo, noi ce... O, ce parteneria să avem noi cu Rusia? Da, bă, trebuie să ai parteneria cu toată lumea. Nu, doar dacă suntem cretini și venim, bă, hai să ne îi pușcăm pe aia. Da. Dar oricum, asta e și ideea, că noi cumva vedem Rusia ca fiind partenerul de discuție, dar cu care ne și putem și lupta vorbim, la o adică. Și cine vorbim? Noi vorbim, știi, cu întorsul armelor, cu stai puțin, cu... Adică noi ar trebui să nu vorbim. Deloc. Păi suntem foarte, da, aproape de bă, ei. Bă, mucles, că noi în istorie nu, gata. Hai, un pic așa, de, un pic de decență. Hai, stai, facem și noi ce zic oamenii aia, zicem că așa, dar nu mai ieșim noi să spunem lucruri. Apropo de nu mai ieșim oricum să... Oricum nu ne crede nimeni. Să spunem așa lucruri. Există o formațiune politică în România care s-a gândit să facă o listă neagră când vine vorba de presă. De presa toxică. Ceea ce poate să ducă după aceea, spun destul de mulți oameni din presă, că ar putea să fie o problemă pentru oamenii din presă, care pot fi suferă. Da. În mod direct, o piatră. Da, și se va ajunge aici. Nu cred. Nu spunem că nu se poate întâmpla asta. Să va ajunge. Trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Să va ajunge 100%. Măcar, dar ăștia sunt pe față. De pildă, eu am trăit vremurile alea în care listele negre erau făcute în sediu PSD, de pildă. Nu erau anunțate. Înțelegi? Erau niște liste negre făcute la sediu PSD de Năstase cu băieții. După aia se venea în teritoriu să transmitea și cine era, nu era ok... Da. Da? Eu am trecut prin treburile astea. Aveai a doua zi. Atunci era garda financiară. Ai fost și tu în pe liste 2000. De genul ăsta. Am fost pe liste negre și venea garda financiară. Și veneau niște băieți, băi, trebuie să... Da? Bun, da, așa chiar cum spuneai și tu, ce... nu erau pe atunci, față. Nu, acum nu erau pe față. Le publicăm. Da, prefer să fie pe față. Okay. Decât să fie de alea cu care nu poți lupta. Decât să fie orice om care are o machetă de public... Cei din presa locală știu despre ce vorbim. Orice om de afaceri care are o machetă cu publicitate într-un ziar, să, da, fie sunat, da, dimineața, da, să zică dacă mai dai acolo, nu mai pupă aia. Dacă mai dai acolo, nu mai pupă autorizația. Dacă mai dai acolo, nu mai... Și aia să sune la... Eu am trecut prin treburile astea și zică, bă, îți dau bani în continuare, nu știu, facem o chestie cumva, da, nu, dar mai te vreau rog, să eu scoate-mă de acolo. Da. Nu mă mai pune acolo. Da, da. Așa s-a trăit în presă 20 din ăștia 30 de ani. Hai să vedem ce vedem diseară la tine, Dragoș. Da, vedem multe lucruri frumoase. Deci nu, dar aici ziceam că aici se va ajunge, pentru că asta înseamnă acest avânt al populismului pe care toți ăștia de fac sondaje, că i-auzi acum, vin ăștia cu sondajele. Va fi, bă, voi mucles și voi, că n-ați, când au fost alegerile, niciunul dintre voi n-a vorbit despre ce va fi aur la alegeri. Niciunul. Înseamnă că voi fie nu face sondaje. Deci, înseamnă că diseară trebuie să fim cu ochii pe tine la ora 10 și atunci ar trebui să spunem și noi că mâine... Bă, nici ideea nu pot să-mi o termin. Deci el la ora 10 și noi? Mâine dimineață la ora 7. Ne revedem. Săptămâna viitoare mă sunați pe Skype, o să fiu la mine la sediu, că nu mai vin până la voi să stau 9 minute. Da? Hai! S-a terminat? Da, s-a terminat. Mâine dimineața la ora 7 ne revedem, da. Așa este. Dar n-am ieșit, nu? Nu, te-a lăsat și pe tine să zici ideea. Înțeles. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.